Nu trebuie să ne dai o reacție. Ok. Că divorțezi. Păi sună ce să zic că divorțez? De ce trebuie să-ți dau ție o reacție? Nu înțeleg. Bă, te-am sunat eu, alo, da, divorțez, nu? Și atunci? Am primit odată, bă, o ofertă, deci n-am cum să mă zic, am primit odată o ofertă de la niște medicamente din astea pentru erecție. Și semnează contract cu tine unii și când ajungi acolo, stați. Pentru că ei își dau seama că dacă sună ei, da, da, da. De la cum? Alo, după alo, după alo ești ocupat. Tu gândește că eu nu sunt un artist care să fi fost... promovat pe radio. Eu nu am piese în playlist pe niciun radio. N-ai avut niciodată piese pe radio? Niciodată în playlist. Tanti pe stradă, uh-huh, să mă întrebe pe mine tot așa de o fost. Și am întrebat-o, dar mai țineți minte cineva de Zvergina? Mai apăream acolo, uh-huh, acolo. Știi, așa. Nu în playlist, nu heavy rotation. Așa, sporadic. Și am primit niște telefoane, gen, băi, nu faci asta, că nu să mai pun radio niciodată. Zic, să mă... N-am avut în viața mea nicio relație cu o femeie și să nu-mi doresc să rămân cu ea, adică cu toate cu care, de care m-am îndrăgostit și cu care am fost, mi-am dorit să fiu cu ele. N-aș fi putut să fiu același dacă nu... Îmi pare rău că nu i-am bătut. Asta da. Da. Bună seara, prieteni, și bun găsit la un nou episod de podcast Vin de-o poveste. Invitatul din această seară este unul dintre foarte puținii artiști români care încă de la începutul carierelor lor s-au menținut pe aceeași linie și au știut să se reinventeze de fiecare dată când contextul, viața, când timpul, vremurile au cerut-o. Fără prea multe alte prezentări și pentru a nu lungi, probabil singurul artist latino cunoscut din România, dacă nu v-ați prins și chiar și dacă v-ați prins că așa e protocolul, Ionuț Pascu e invitatul meu din seara asta, adică Pepe. Salut, Pepe, și bine ai venit, mă bucur. Salutare, foarte mult că ești aici. Să dăm noroc așa frumos. Mulți ani. Poți să-mi spui și Nicolae. Nicolae, nu zice nimeni, îți dai seama. Pepe, mulțumesc mult de tot. Cu drag și bun vinul. Deci l-am gustat înainte de Adam Motor, acțiune. Îmi place. Îți mulțumesc. O să ne deschidem sufletele, mințile și ne relaxăm. Exact. E de la prietenii noștri de la Domeniile Davidescu, partenerii noștri din acest sezon de podcast. Este vorba despre o rară neagră Saperavi, soiul de Saperavi, soiul pe care îl bea Iosif Visarionovici, Giugașvili, Stalin, iar rara neagră este probabil cel mai cunoscut soi de vin plantat în podgorile din Republica Moldova, unele dintre cele mai renumite. Asta îmi plăcea, de la noi. Mă, am simțit eu gust din ăla de peste... peste prut. Da. Tu vezi că sunt foarte multe lucruri care vin de peste prut și care sunt foarte bune, cum ar fi vinul, femeile, da, și multe altele. Și legumele au alt gust. Și distracțiile, mă, sunt altfel acolo. Ai avut concerte în Republică? Am avut de pe vremea când... chiar când am fost prima dată în Republica Moldova? Cred că acum 18 ani, 20 de ani. De mult, de tot. Se cânta în aer liber, în piață, în centru, acolo. Cred că nici n-aveau Mac. De mult. Eu nu știu dacă au acum, oare au acum? Au. Glumesc, de exemplu. Nu, dar am fost de mult, da. E mișto tare. Și mișto și publicul și foarte mulți artiști buni care vin de acolo. Plus că atunci când te duci peste prut la concerte, au un stil din ăsta de a face artistul să se simtă artist, să se simtă bine. Vin cu flori la scenă, se ridică în picioare la bis, după care se așează. E o formă de respect așa adusă la extrem. Dar îmi plac oamenii, foarte mișto. Foarte... Da. Plus că toți artiștii sunt mult mai muncitori și mai bine organizați. Adică mi se pare că respectă mult mai mult arta pe care o fac, indiferent că sunt dansatori, că sunt cântăreți. Mi se pare că e mai multă strictețe. Cum era și la noi odată, știi? Uh-huh. S-a mai pierdut la noi. Pe școala veche, școala rusească, care deși multă lume o blamează, știi că... Nu, no, nu, no, e...
Asta era discuția și în actorie, toată lumea vorbea despre treaba asta, că unul nu se mai joacă teatru acum după Stanislavski, că sunt alte metode și așa mai departe, inovative și multe altele, dar e clar că disciplina aia lor... Disciplina, ăsta e cuvântul, disciplină. Sovietică se vede, da. Se vede și se vede pentru că acolo, de acolo apar produse bune, pentru că se respectă anumite criterii și nu se face rabat niciodată de la există calitate. Există întotdeauna o persoană desemnată care se ocupă de, de conceptul în sine, de repetiții, de, cum spune, probele de aparataj. Și mă, și mor de râs, ca un stil așa de vorbă dulce, tare, îmi plac. Bine, uneori am senzația că repetă niște lucruri de 50.000 de ori. Mm-hmm. Și... Na, știi, nici noi cu stau lucrurile de 4 ani de scenă, na, dar respectăm de câte ori mergem acolo, intrăm în filmul lor și nu e rău, e bine. Poate că nici strictețea asta, știi, poate că nu e atât de bună și devine nocivă, abia în momentul în care se repetă foarte multe lucruri ușor inutile, dar... Poate lucruri bune și lucruri rele, adică un exact, instrumentist trebuie să-și facă sunetul, un balerin, un coregraf trebuie să-și facă poziționarea în scenă de 15.000 de ori, să nu calce peste cabluri, să nu, să știe pe unde intră, pe unde iese, să, da? Cântărețul de asemenea, solistul trebuie să știe exact din ce boxe se aude, să-și facă probele de microfon, dacă are ale instrumente proprii și... În fine, fiecare cu detalierea evenimentului, așa cum știe să-și o creeze. Dar când se cere imposibil, adică ești pe ușa respectivă și tu începi să cânți refrenul. Doamnă, nu mă aud, că n-am monitorizare. Adică le explici de 5 ori, că nu se poate, că nu e clip. Adică e un concert live și noi suntem într-o sală, nu neapărat de teatru, da? Poți fi și într-un restaurant. Nu e ca la teatru să pice, bei cu pe tine și să te vezi în mulțime. Adică mai sunt și exagerări. Am trecut prin toate variantele. Am trecut prin alea cu insistența, cu vreau să stai ascuns și încep băieții să cânte numai iubirea și tu vii și mergi prin public cu microfonul și cânti și miri dansează. N-ai cum. În primul rând, n-au ce cântă băieții că-s la 100 de metri distanță, unul la mână, doi la mână. Vor veni oamenii la poze la mine când intru și nu mai sunt atenți la miri. Nu, așa este. N-a ieșit. Dai seama că n-a ieșit. Dar au fost și evenimente foarte riguros aranjate care na, chiar mi-a făcut plăcere că am făcut parte din desfășurător și a fost totul exact la băi, nu s-a decalat 10 secunde programul, a fost totul perfect. Îți dai seama că încearcă și ei să facă niște lucruri da, și să prea niște concepte care, țin minte, eu eram fascinat în 2012 când s-au deschis Jocurile Olimpice la Londra, sau nu știu dacă la deschidere sau la închidere, a venit Daniel Craig, James Bond, apropo, da, și da, de film și de asta, aducând-o cu un Aston Martin DB5, cred, nu vreau să greșesc, pe Regina Angliei, în arena acolo, la Londra, pe Stadionul Olimpic. Și atunci îți dai seama că treaba aia e organizată cu foarte multă fastozitate și așa mai departe, pentru că ai fost foarte mulți bani. Dar acolo, în Republica Moldova, exact asta e ceea ce le lipsește lor cu desăvârșire. Mă rog, nu artiștilor de acolo, pentru că oligarhilor și așa nu le lipsește sub nicio formă. Din abundență. Dar artiștilor le lipsesc condițiile înspre a face niște show-uri foarte tari. Tocmai de asta, pentru a rezolva orice urmă de problemă financiară, noi avem la podcast sezonul ăsta, fiecare invitat care vine primește un cec de 1.000.000 de euro. Așa că îți dorești ție un cec de 1.000.000 de euro pentru că ai venit aici la noi și îți mulțumim pentru participare. Nu trebuia, nu e primul pe care îl primesc, adică mai am câteva... Ești obișnuit, am văzut, din reacție, adică... Da, nu am mai primit, vreau să le strâng. Deci okay. Nu vreau să... Ce să cheltui acum 1.000.000? Ce fac? Că nici nu te bucur de 1.000.000 de euro. Mai am 4-5 milioane puse deoparte, știi? Pentru că nu vreau... În momentul în care o să am o sumă consistentă, o donez. Okay. Deci aștept să crească. Ai pus-o la dospit. Da, asta e... Așa arată un cec. E un cec făcut de măciucă, dar e de 1.000.000 de euro. Da. Adică scrie acolo 1.000.000 de euro, e cu semnătură, cu tot ce trebuie, e autentic. Și uite, scrie și în engleză, adică e în euro. Mulțumesc. Așa o bătaie de joc.
Știi ce? Mi-a plăcut că tu ai răspuns deja la următoarele întrebări, pentru că noi vreau să te întrebăm ce ai face cu ei. Dacă, presupunând prin absurd că ar fi adevărat, că te-ar chema cineva și ți-ar da 1 milion de euro așa, gratis, for free, ar cădea din cer 1 milion de euro, după aia îți dai seama, când ne-am gândit la întrebarea asta, au venit băieții și mi-au zis, băi, Neculaide, tu ești nebun, vezi că tu s-ar putea să ai invitați care au deja mai multe milioane de euro și atunci nu cred că ei mai interesează că îi mai dai tu 1 milion, că ei pot să spună ce au făcut deja cu milioanele pe care le-au avut până acum. Dar nu cred că a avut nimeni 1 milion gratis. Și atunci cred că... E gratis că am venit la filmare. Ok, dar nu te așteptai. Adică nu-ți făcuse proiecții cu banii ăștia. Știi cum e, că cine are 1 milion de euro își mai dorește unul, cu siguranță. Ok. Cine nu-l are, visează la el. Okay. Și cine are mai multe, tot 10 de milioane, să știi că nu refuză niciodată. Adică n-am văzut un om care să spună, bă, eu am deja 5 milioane, n-aș mai vrea 1 milion, ce să fac cu el? Nu cred că e cineva care să nu se bucure și să nu-și facă planuri, adică să nu mai fie atent la o discuție inițială și el să-și numere banii, cam ce-ar face. Adică n-aș mai fi atent la ce e aici. M-aș gândi, mamă, deci plec. Deci... unde să mă duc? Unde? Păi nu mă mai duc undeva unde e ieftin, îți dai seama, mă duc undeva unde e scump, dar de ce să-i cheltui? Adică încep și să faci filme, să investesc. A, nu, că o parte o investesc, că toți au chestia asta, o parte investesc. Da. Bă, nu investesc, nu mai pun peste 50.000, peste 1 milion, să fiu sigur că am investit tot milionul, știi? Nu, investesc jumate, nu investesc 3/4. În ce? Și încep discuțiile și te sfătuiești cu niște oameni care nu au avut în viața lor. Adică nimic, mă, nimic. Să alege praful, e cheltuie pe tot. Dar nu ți se pare că există foarte mulți experți? Că întrebarea asta cam de aici a pornit, de aici a venit rațiunea întrebării. Nu ți se pare că există foarte mulți experți care te sfătuiesc ce să faci tu cu banii tăi, neavând banilor? Păi despre asta e vorba, că sincer să fiu, n-am o persoană anume la care m-aș gândi în momentul ăsta, dar... m-aș gândi la cineva care pe bune are foarte mulți bani și i-aș cer un sfat prietenesc, nu să mă asociez cu ei. Doar așa, bă, dacă tot ai niște bani, uite, am și eu, ce crezi că ar fi bine? Măcar aș lua o idee, că n-aș pune în practică, nu știu, asta de vorbă cu el, ca de la milionar la milionar. Măcar să știi și el că am și eu 1 milion de idei. N-are cum să te sfătuiască cineva care n-a trecut prin experiența asta. Cu toate că e bine să iei orice idee, dar știi cum e, că bă, e greu să iei o decizie. E greu. În primul rând, cei care au încercat de-a lungul vremii să strângă bani, nu vorbim de 1 milion de euro, uite, de 100.000 de euro. Bă, până nu-i vezi tu la tine în sertarul, de la tine din dormitor sau în șifonier, să pui tu mâna pe ei, să ai tu 100.000 sau 10.000, primii 10.000, prima 100.000, primul milion, Doamne ajută oricui, e greu. Chiar dacă apare așa cumva în contabilitate că e rulat, băi, cum am intrat, au și ieșit, adică e cheltuit în permanență. Și costurile cresc cu cât ești mai bine poziționat așa în societate, cheltuielile cresc, nevoile altora se îndreaptă cumva și către tine. Nu știu cum dintr-o dată toată lumea are nevoie de ceva de la tine când ai, până atunci n-are nimeni. Adică dă-l, mă, n-are, dă-l. Dar dacă știu că ai, brusc toți au niște probleme și ți le expun cu lacrimi în ochi așa și... te sensibilizează. Da, mi-e omor când vine să-ți propună cineva o afacere care, bă, n-a reușit nimic în viață. Și ar vrea o afacere pe banii tăi direct. E afacerea perfectă, știi? Deci fii atent, am o idee extraordinară și cred că îmi iese cu tine. Știi? Deci, pentru că tu ești tu și începe să te umfle. Că asta e cardeala, știi? Nu începe... că ești tu cunoscut, nu, Pepe. Nu, deci știu, în primul rând tu te ridicat singur și am încredere în tine și tot timpul ai fost model pentru mine. Deci o vrăjeală, un intro din ăsta permanent așa. Și... mă gândeam, am pe cineva care se pricepe foarte bine și îți dă, nu știu, un domeniu, de la pesticide până la firmă de taxi, orice, imobiliare, toți sunt constructori, toți sunt, deci fii atent, am un sistem și încep și îți expun asta, bă, eu n-am banii, dar în schimb am oamenii, deci are ceva, am ideea, am oamenii, am strategia, e un timp pierdut așa pe care, că dă-i seama că n-ai cum, nu se pune problema. Te și gândești, dacă ar fi avut ăsta bani, ar fi venit la mine să pună și el jumate și eu jumate? Că n-ar fi avut toți banii. Nu!
S-ar fi împrumutat de jumate și ar fi făcut singur, îți dai seama că de zi. Logic. Îți dai seama că ai jumate, nu, mai, nu te mai duci la ora. Nu știi cum să-l sar schema mai târziu. Cât... Exact. Vrei doar să te folosești de bani lui. Da, dar ce l-umfli, zi-mă adevărul. Da, bine, acum e o regulă, o regulă. E nescrisă, e un anumit, o anumită teorie care spune că în momentul în care lucrezi cu un asociat, șansele ca afacerea respectivă să dea roade sunt mult mai mari, pentru că și profitul ar putea fi mult mai mare. În momentul în care lucrează doi oameni pentru a obține profit, că până la urmă ei trebuie să-și împartă profitul total pentru a avea parte de beneficiu ulterior fiecare dintre ei. Și atunci sunt mult mai motivați și așa mai departe. Dar, mie nu mi-a picat nimic din cer. Eu am muncit pentru fiecare mic succes, fiecare bănuț, fiecare orice fel de... chiar și pentru un like. Bă, muncești. Deci nu e gratis nimic pe pământul ăsta. Și cumva, din punctul meu de vedere, dacă am încercat să mă bat de la cariera mea artistică, fie ea muzicală în principal, dar tot ce ține de imaginea mea și de latura asta artistică, de showbiz, și m-am dus către alte afaceri, fie ele restaurante, baruri, locații, fel și fel de afaceri, de la imobiliare, până le-am încercat cumva, pentru că, bă, în toate am pierdut. Okay. Mă, în toate am băgat bani ca prostul și abia i-am recuperat sau am pierdut. Deci n-am ieșit pe profit în nimic altceva, în afară de muzică, din care ce crezi financiar? N-am investit nimic, e talent de la Dumnezeu. Ulterior am început să reinvestesc profitul. Am reinvestit cumva, ținând cont de imagine, de că aș vrea un videoclip, adică tot... Un videoclip în care investesc, bă, până la urmă scoate banii, că și scoate în 5 ani, în 3 ani, dar nu-i pagubă. Eu nu câștig și de imagine, deci, pe total, dacă investești, nu știu, în costume, în instrumente muzicale, bă, scot banii alea, adică te duci la 3-5 evenimente și îți și rămân și cumva și în plus calitate, știi? Dar să mă bag în ceva așa ce nu știu, adică am trecut prin variantele astea. Chiar v-am să discut cu tine despre asta și v-am să te întreb, sigur, dacă e un subiect confortabil pentru tine. Da, nu am nicio treabă. Am trecut prin toate etapele. Adică nu mi-e rușine să spun, mi-e rușine, Doamne ferește, am avut de-a lungul timpului și norocul de a cumpăra niște terenuri pe bani foarte puțin și să vând pe foarte mult când a bubuit piața. Am avut și ghinionul să cumpăr și să construiesc și să nu-mi recuperez banii, să le dau sub prețul pieței după ce am muncit și 2-3 ani la ele ca prostul, știi? Și tot așa, adică exemple de astea sunt multe. În fel și fel de locații de-astea pentru domeniul public, nu cu domeniul public, cu alimentație publică, închirieri, restaurante, cluburi, deci am tot fost, am tot încercat să fac și altceva în afară de muzică, mi-a mâncat o groază de timp, de energie și n-am câștigat nimic. Ok. N-am câștigat nimic, am pierdut numai. Deci dacă ar fi să tragi acum o linie după toate încercările astea, semnul clar e minus în fața investițiilor, da, clar. A side business-urilor pe care tu le-ai avut în afara muzicii. Da. Și toate astea au fost finanțate și susținute și împinse de la spate de către cariera mea artistică. Adică totul de acolo a venit. Din concerte, din muzică, din talentul pe care mi l-a dat Doamne. Și da, munca și străduința pe care n-a. Toate... Contează foarte mult, știi că am fost și foarte... Cum îi spune... Că nu doar talentul stres, trebuie să fii și foarte consecvent așa și foarte... atent la oameni, la cum te comporti, la cât de punctual ești, la cât de serios ești în ceea ce faci, glumeți și dezinvolt după ce se termină show-ul pentru care ești angajat. Că dacă te tragi așa cu toată lumea de mânecă și începi și îi înjuri în glumă, știi? Adică nu trebuie să-ți permiți mai mult decât ești angajat pentru a cânta la ziua cuiva, nu poți să iei iubita la dans. Sunt din ăștia care fac de-astea, crede-mă. Da, sunt foarte mulți. Și în general, sau care nu-și dau seama că ei din poziția de artiști poate sunt plăcuți de o domnișoară, două pe acolo și exagerează, adică uită de ce au venit acolo, bă, au venit acolo, mulțumesc, zâmbești, cânti, pleci, nu stai să... Na.
Și în general oamenii se simt foarte bine în momentul în care simt apropierea față de artist. E bine să dar și apropierea trebuie să aibă anumite limite. Pe asta zic, e bine să fii apropiat, e bine să bei un shot. E bine să stai la o fotografie după. Dacă te invită și observi că toată lumea e relaxată, poți să mai stai puțin. Dar trebuie să faci obișnuință din asta cu toată lumea oricând. Nu e bine. Da, părerea asta mea, adică trebuie să păstrate niște limite. Niște asta limite, e... nu poți acum să... Tu ești unul dintre artiștii români care ai fost foarte consecvent în ceea ce ai făcut. Asta zic, asta contează foarte mult. Ai o carieră care durează de peste 20 de ani. Adică de... 22 de ani de când am intrat în Latin Express din 99. Mamă, e absolut uriaș. Adică eu pentru un om de 25 de ani să vorbesc cu un om care de 22 de ani are o carieră muzicală la cel mai înalt nivel. O carieră, de fapt, indiferent de domeniu. Mi se pare absolut senzațional. Da, mai ales în... De ce mai ales în domeniul ăsta al showbiz-ului, în domeniul entertainment-ului, a muzicii? Oho, e foarte greu să reziști atâta timp sus. Și știi de ce? Îți mai zic un lucru, pentru că nu mi-am dorit niciodată să fiu pe prima poziție. Fiind pe prima poziție poți fi un an, doi, după care să ai dezamăgirea că nu mai ești. Că nu mai e, că o să vin și alții din urmă. Mi-am dorit și am simțit de la bun început că muzica pe care eu o cânt este pentru o comunitate mică pe care o pot dezvolta. Dacă sunt serios, dacă respect ceea ce fac și dacă nu mă abat de la genul ăsta muzical, pentru că asta îmi place. Dacă îmi place mie, e logic că transmit mai departe. Dacă mă dau după cum bate vântul și ce se poartă, e clar că ce se poartă în anul 2003 nu se mai poartă în 2010. Ia-o cu blugii, ia-o cu hainele și îți dai seama că e penibil când te uiți la popozul cu tine acum 10 ani, că zici, mamă, ce freză am. Cum puteam să mă îmbrac așa? Ca idee, știi? Uite, dacă ești foarte atent la chestia asta, adică cumva trebuie să te dai după cum e timpul și să te readaptezi, dar trebuie să-ți păstrezi ceva. Autenticitatea ceva și... cu care să te identifici. Uite, eu din 99, de când, înainte de 99 am avut părul lung, m-am tuns, când am intrat în Latin Express mi-am dat seama că eu trebuie să am părul lung. Și să zic înapoi, la începutul anului 2000, eu am avut părul exact acum, eu de atunci l-am așa. Asta nu înseamnă că dacă m-aș tunde, mi-aș pierde din autenticitate, pentru că deja e Pepe. Da. Asta e, a trecut timpul, uite, mi-a lăsat barbă de vreo 10 ani, n-am avut în primire. Nu poți să păstrezi identic tot. Bă, dar ceva trebuie să existe. Bă, timbru vocal atunci când cânti, dacă te dai după cum te cere un sunetist, păi nu mai ești tu. Știi că spunea, încearcă să cânti mai cald. Bă, să mor tu. Cântă tu. Cum poți să cânti mai cald? Să ai timbru mai... Ia cântă, mă, tu. Adică știi ce zic? Când încep să-ți dea alții sfaturi pe munca ta, pe imaginea ta, eu o să cânt piesa asta toată viața, lasă-mă să o cânt cum vreau eu. Deci dacă n-ai... E bine să asculți, e bine să iei idei de la fiecare, dar să le adaptezi tu la tine, mă, să-ți placă, nu să faci ceva. Doar că spune ăla care este un producător muzical foarte bun și a lansat acum 6 luni sau 3 luni, nu știu ce trupă nouă de succes, care a bubuit pe toate topurile de radio și dacă el spune că trebuie să te ții de nas când cânti, așa trebuie să faci, că să moară, să facă, de nu aia intră pe radio. Nu mă interesează! Și Pepe unde e? Adică... Despre asta e vorba, știi? Îți mai vine câte unul, știi că ar fi bine să ți... Păi, sunt trenduri și lumele schimbă. În fapt, nici nu știu de unde pornește. Nu cred că pornește de la public, de la consumator, cât pornește de la faptul că apare câte un produs a cărui succes este absolut inexplicabil, pentru că știi că și aici apar tot soi de experți care știu ei de ce a prins. Exact, inexplicabil. Adică... E inexplicabil, cum a fost Gangnam Style. Că, apropo că vorbeam de Squid Game înainte să începem înregistrarea la podcast. Gangnam Style era o porcărie de melodii, categoric. Adică a rămas o porcărie de melodie, dar are foarte multe vizualizări și e foarte, adică ca și concept, așa când te uiți, te bușește râsul și de asta te uiți încă o dată și de asta înveți dansul ăla și de asta ți intră în cap, că e haioasă treaba. Exact. E haioasă, adică am făcut-o și eu la Te Cunosc de Undeva. Și ce crezi? La vreo două evenimente am pus negativ și m-am prostit. Adică îți rămâne ceva acolo, știi? Da, nimeni nu-și explică cum. Adică, sigur, există experți
pseudo-experți care apar și spun, da, a prins domnule pentru că aia a făcut. Da. A făcut și a ridicat pantalonii mai sus și el e haios că e brunețel și de asta având cămașa albă și pozând serios și dansând așa. Și de cine a inventat totul înainte? Exact. Sau de ce nu replici? Sau de ce nu poți să faci tu așa cu alt artist același lucru? Da, că fiecare are farmecul lui. Și revenind la ce spuneam mai devreme, eu în momentul în care sunt într-un proiect nou și trebuie să cânt și mi se spune să o fac în altfel, mă gândesc la comunitatea mea dacă ar fi dezamăgită de mine. Mm-hmm. Și la mine, dacă mi-ar plăcea să mă uit la mine, să mă văd în halul ăla, cum vrea ăla, să mă cere și nu. Adică i-am refuzat tot timpul. Cred că asta e cel mai important, faptul că ești unul dintre foarte puțini oameni care vorbesc constant despre asta și vorbesc asumat cu argumente solide, faptice, din trecutul și chiar și din prezentul tău. Cum că oamenii, comunitatea sunt cei mai... Da. Oamenii aia sunt cei mai importanti, da. Și ei fac artistul. Da, 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 da. Țin minte că am fost pe la toate casele de producție înainte să-mi fac eu propriul label și îmi spuneau cei care conduceau label-urile respective că ar trebui să cânt și să scot din instrumentele naturale, gen suflători, chitări, nu știu ce, să fie așa un pic mai house, că se poartă. Apăruseră alții care cântau, dansau, eu n-aveam nicio legătură cu asta. Și că așa cu vocea mea ar fi mișto, dar să nu mai cânt totuși spre flamenco și să cânt mai pop. Deci am reziliat contractele cu ei, m-am plecat efectiv. N-am putut să continui discuția. Mi-a zis o dată, nu vreau să dau numele că e celebru, mi-a spus am înregistrat o piesă care e mega cunoscută de-a mea și am venit cu CD-ul. Ce ziceți, domnul, vă place? Pus-o parcă văd. Bă, n-a ajuns la refren. Este genul ăla când te umilește instant, știi? Adică dă play și din instant eventual îi mai sună telefonul și vorbește, nu e atent. Și când ajunge la refren, deci nu încep să cânt și dă stop și spune, fii atent. Mamă, deci eu simt costumul de ninja pe mine. Nu mai pot, frate, de spume, știi? Și ar trebui cumva să renunț la chestia asta cu chitara așa și să bagi... Să o mixezi un pic altfel, du-te, nu știu la ce studio ai fost, să vezi să o mixezi altfel și să-ți bage toba, nu știu cum, bă, să pricepea și la muzică, știi? Ok. Când putem să ne vedem? În două zile-s gata. Era marți, ne vedem vineri sau lunea viitoare. Bine. Am venit lunea viitoare, fix același CD. Am dat aia mai tare, i-am explicat exact ce mi-a zis el de-asta trecută și jur că n-am schimbat nimic. Așa da. În gândul meu prost, dumătii de surd. Băi, surd, adică asta da. Și te întreb eu, să te iei după ei? N-ai cum să te iei. Mai ales după un eveniment de ăsta chiar numai cum. E sceptic cu privire la absolut orice. N-ai cum. Și există tot așa printre experții ăștia, oameni foarte mulți. Deci care... am râs de ei și le-am dat numele, că nu pot să-i dau public, nu mi-a făcut nimic, are și el alți artiști, nu îi fac rău. A, deci încăptivează. Nu vorbeam aiure așa de el. Okay. Oameni care sunt în industrie. Da, între noi, între artiști, știm că așa au făcut cu toți. Bă, n-ai cum să faci asta. N-ai cum. În primul rând îi știrbești toată arta omului ăla care vine. Bă, nu poate să cânte Pepe cum cântă Puia. Nu poate să cânte Puia cum cântă Animal X. Nu poate să danseze ăla cum dansează ăla. Bă, nu suntem toți la fel, suntem diferiți. Rock cu rock, dance-ui dance, hip-hop-ui hip-hop, eu cânt. Lasă, bă, frate. Da, și chestia asta cu neascultatul mi se pare absolut... Da. Aia chiar mi se pare lipsă de orice urmă de respect. Eu țin minte că recent a venit Mario la noi și ne-a arătat un clip pe care eu îl mai văzusem odată. O piesă pe care urmează să o scoată. Aoleu. Îl mai văzusem odată clipul, dar filmat ecranul calculatorului pe care se monta. Adică el era foarte entuziasmat. N-a așteptat să ne arate clipul în format HD, ne-a arătat filmarea la ecran. M-am uitat la ea, am văzut clipul și după aia zice, uite, bă, ia că am schimbat ceva, uite-te. Mă uit la el și în momentul ăla începe să-mi suna telefonul a mesaje și voiam să răspund.
Bă, s-a supărat pe mine într-un hal și mi-a zis că de acum e ultima dată când viața vieților lui nu mai arată niciun fel de piesă și niciun fel de clip dacă nu stau și nu mă uit atent la ceea ce mi-a arătat acolo. Și atunci l-am înțeles perfect, pentru că mi-am dat seama că exact problema asta am avut-o de la părinți. Adică pe mine asta mă seca cel mai tare, făceam ceva și le arătam și ei nu se uitau. Adică efectiv, nu, pe ei nu interesa. Zic, da, foarte frumos. Sau, niște prostii, dar nici măcar nu se uitau. Adică nu erau atenți niciodată, știi? Măi, cumva în industria asta, lucrurile cu care m-am, situațiile cu care m-am întâlnit, m-au învățat să mă implic mult mai mult în ceea ce ține de cariera mea. Îți mai dau un exemplu, mi-a venit în minte acum. Încercam să... Eram mai la început, eu așa, nu... După ce mi-am făcut label-ul, așa, să zic acum vreo 12-14 ani, și încercam să fac videoclip pe forțe proprii, știi? Mm-hmm. Adică să iau eu un regizor și să negociez eu, să știu exact cât costă un videoclip și cam cum ar ieși, lucru pe care îl făceau înainte directorul caselor de producție și eu primeam ziua de filmare și mă duceam acolo și eram un copil care trebuia să ascult ce îmi spune regizorul, nu știam ce urmează, ce se întâmplă. Și dintr-o dată viața s-a întâmplat așa, știi? După 7-8-10 clipuri filmate cu alții așa, în care eram o marionetă între ghilimele, eram în altă situație acum, trebuia să vorbesc pe scenariu să... Și la al doilea, al treilea clip vine tot așa un regizor la mine, ne întâlnim și mi-a arătat un clip și am crezut că e gen model de clip, știi? Uh-huh. Uite așa cu niște cadre cu apus de soare, cu niște străini, este deja un concept nou cu străini, cu de culoare, cu asiatic. Bă, un buget mare, adică făceam 4 clipuri cu bugetul ăla, știi? Bă, și n-am intrat prea tare în detalii, că oricum m-a speriat bugetul. Cât era cumva, poți să ne spui? Peste 14.000-15.000 de euro. Era mult. Îl face episod de serial cu banii ăștia. Îți jur pe cuvântul meu că după ani de zile am văzut la un artist clipul ăla. Deci era un clip gata făcut, mă. El a luat un sample. El a luat undeva, s-a dus, a făcut un clip și a găsit un prost să-i vândă, să-i pună partea muzicală pe el și să tragă 3 inserții cu solistul, ci ca ce am făcut eu pentru tine. Cum o să le ții așa la sertar? Nu. Deci, prieten fiind cu cel care n-am avut inima să-i zic, bă, boss, eu trebuia să cumpăr asta. Pă cât ai luat? Adică n-am putut să fac bătaia asta de joc de persoana care a cumpărat clipul. Că era un clip cumpărat, adică n-am, cred că dacă îl întrebai cât au durat filmările, spunea 25 de minute. Un playback atât. N-a fost nimic pentru piesa aia. S-a potrivit la un moment dat. S-a părut așa că exact așa sunt și multe piese prin studiouri. Când te duci, hai să-ți arăt ce am la sertar. Rar, mă, se întâmplă odată la 3 ani să te nimerească cu o piesă care e la sertar. Dacă nu compune omul ăla pentru tine, n-are cum să-ți se potrivească. Decât așa, mie mi s-a întâmplat să găsesc la sertarul cuiva și nu de vânzare, făcut pentru el și să iau pentru mine. Mie mi s-a întâmplat la Connector, la George Hora, făcute piese pentru ei. Pe în pasă. În pasă și tu n-ai suflet făcut de George Hora. Tot așa, hai să arăt ce am făcut pentru mine. Asta e a mea. Bă, pentru că era făcută, construită pentru el, bă, și profundă și mișto și am zis, mamă, mi se potrivește și mie. Dacă îmi faci așa la kilogram să le arunci acolo, mi se pare că pare nu ți ori dacă ți le cumpără cineva, nu o să facă niciodată treabă cu ele. N-ai cum. Acum vând foarte mult în străinătate, pentru alte țări, pentru artiști de prin Polonia, de prin Rusia. Se vând piese, deși rușii mi se par că sunt mult, mult deasupra noastră la nivelul ăsta. Adică scot artiști mari des, pentru că și piața e altfel. Bine, acum mai contează că pot fi niște lucruri comerciale pe care eu poate nu le înțeleg. Că n-am gândit niciodată pe termen scurt. Eu în momentul în care am făcut orice, am făcut să fie reprezentativ pentru mine toată viața. Să nu fie rușine peste 5 ani că am făcut chestia asta acum. Mie nu mi-e rușine nici cu piesele din 99, nici din 2002, nici din 2005, nici din 2010, nici din 2020. Nu mi-e rușine, sunt ale mele, le cânt, oricând. Ceea ce nu se poate spune despre mulți care ori s-au retras, că băi, nu mi se mai potrivea repertorii, pe bune noapte am să cânt chestia aia, că sunt și o tată, sunt și o mamă, sunt și eu, știi, și eram prea copil acolo. Adevărul că nu se mai potrivesc versurile. Da, da, da. Versurile multor artiști care au
peste care au trecut ani, logic, nu se mai potrivesc. Păi da, vezi cu că situația lor actuală, știi? Aici intervine puterea și capacitatea ta și a unor puțini artiști în România care s-au reinventat de fiecare dată. Inclusiv în perioada asta pandemică, atunci când foarte mulți au fost loviți de faptul că nu mai erau evenimente, mulți se bazau pe contracte cu primării, da, pe evenimente, pe cluburi, eu pe spectacole. Am mers tot timpul pe o chestie generală. Bă, când despre iubire, când despre viață, când despre iubire în toate formele ei, de la, de la senzația aia că ai fluturi în stomac, te-ai îndrăgostit, până la tristețe, lacrimi, dezamăgire, orice, iubirea în toate felurile ei și viața în sine. Dacă m-aș apuca acum să cânt o piesă despre coronavirus, mă, peste 5 ani nu mai e. Nu mai actual. N-are nicio legătură. Ți-am dat un exemplu. E un hit. Acum ar fi un hit. Dar nu poți, mă. Ar fi un hit acum. Da. Ar fi acum un hit. Și chiar m-a impresionat un titlu pe care l-am văzut la Ștefan Mandachi într-un podcast. N-am dat încă click pe el pentru că am apucat, n-aveam timpul necesar să-l urmăresc, dar vreau să-l urmăresc. M-a atras foarte mult titlul. Era un invitat care spunea așa: cursa către a fi milionar este un maraton, nu un sprint. Și cred că așa e și o carieră. Cred că de fapt despre asta e vorba puțin, toată puțin viața. Ca și în online trebuie să fie organic. Exact. Degeaba e, degeaba e numărul ăla mare. Dacă publicul nu e al tău. Da, da. Că poți avea foarte mulți subscriberi, poți avea foarte mulți urmăritori pe Instagram care habar n-au cine ești și cum ești tu de fapt ca om. Adică ei nu... Sunt apropiați. Am mai văzut eu piese care au fost lansate și aveau comenturi în taiwaneză. Bine, alea erau alea că puțin cumpărate. Păi de asta zic. Asta mai nu te ajută cu nimic. Nu te ajută. Râdeam ieri cu Dan. Aseară am avut bar online și am terminat filmarea noaptea târziu, așa, la 1, 2 noaptea, nu știu. Și am mai stat, ca de obicei, am mai stat jumătate de oră fără să mai mișcăm un pahar de aici. Ca și cum nu s-a terminat barul online. Am mai vorbit noi doi, știi? Că ne uită Dumnezeu, suntem de vorbă. Și făcea, că ai văzut, mă, ce s-a întâmplat? Zic, ce s-a întâmplat? Că tu n-ai văzut că suntem iar în trending. Zic, cu ce mă să fii în trending? Zic, și atent. Am lansat Iubesc. Așa. Pe canal Pepe. Am fost în trending, am stat 2 săptămâni în trending, foarte bine, nu mă așteptam, așteptam să fie mai profundă piesa, să nu intre în preferințele oamenilor. A făcut 1,5 milioane, 2 milioane, în fine. Bine. Da, retenție 95%. Asta adică, e cel mai important. Asta e cel mai important. Adică n-au schimbat. Și asta mi-a explicat și el, că bă, tu îți dai seama, retenție 95%, piesa are 5 minute, adică la o piesă de 3 minute, alții se bucură când au 30-40% retenție. Ești nebun la cap, e foarte bine, ai un public foarte mișto, care se uită, care studiază, care simt, probabil au și ei copii, au și ei iubite, au trecut printr-o dezamăgire, adică nu sunt copii de ăștia, n-au nicio profunzime în ei, știi, și e totul comercial. Bun, și acum, azi dimineață sau ieri, nu știu ce mi-a venit, și am urcat-o și pe Latin Music, pe contul celălalt al nostru. Și a intrat acum iar în trending. Cum o să intre în trending? Și am intrat iar și m-am uitat. Aceeași piesă, același clip? Aceeași piesă, același clip. Wow. Și ce crezi? Având puțin subscriber pe Pepe Latin Music, m-am ocupat de mai mult de Pepe, direct. Deci piesa, nu știu cum să zic, un jur de... Vă, nu vreau să mint. Era pe locul 22 într-o zi și avea gen... 100 și ceva de mii de vizualizări. Adică nu mult, nu vreau să... Da, bă, dar era pe locul 22. Da. Pe locul și 22 depinde retenția. Și foarte puțin subscriberi față de Pepe, știi? Și făcea, că da, mă, pentru că ăștia puțini, ăștia toți au dat. Da. ăștia toți au urmărit, ăștia toți au comentat și cumva din calculul tău ăștia suntem și toți suntem acolo, știi? Exact așa se calculează. Exact. Și până vine să cred. Eu tocmai sunt din trending cu... Dar ai stat ceva timp cu ea. Dar nu contează. Și ți-am zis și când am fost la bar, adică e o performanță. Piese care au mai reușit chestia pentru asta. Pentru mine să nu spargă... trending-ul contează. Pentru mine, în momentul în care mă duc în piață, adică pe scenă și cânt cu oamenii și observ că, indiferent de orașul în care sunt, de contextul în care sunt, că e un concert în aer liber sau că e pe, nu știu, o petrecere privată, o firmă, orice, și când văd că oamenii cântă cu mine... Nu mă încântă cu nimic să văd un număr mare de vizualizări pe un cont de YouTube, cât mă încântă faptul că
în piață lucrurile așa stau. Mm-hmm. Oamenii au învățat. Da, când vezi ceva palpabil. Da. Și vezi exact reacția oamenilor, vezi cât de apropiat sunt ei de piesă, faptul că cunosc versurile. Cunosc versurile, cunosc povestea piesei, cunosc imaginile, mi se adresează după când mai vin la o poză, la o ciocnire de pahar și îmi spun, mamă, deci ce tare a fost faza aia. Adică se vede clar că ei au urmărit. Mm-hmm. Da. Și nu neapărat că sunt fani disperați, mamă, stai că trebuie să ne... Acum sunt îl venerăm pe Pepe. Nu, dar este un produs care le s-a potrivit și s-a uitat la el, că alte piese nu le știu. Mm-hmm. Da, și i-a impresionat. Da. I-a prins probabil într-un moment potrivit pentru a contează impresiona. Contează și asta. Contează că dacă, de exemplu, treci printr-o despărțire și asculti în pasă, da. Iar eu am lansat-o de Valentine's Day. Da. Cum eu mă fix de Valentine's Day să lansez în pasă, așa, un pic de împăcare. Ei, da, știi cum e că și asta cu Valentine's Day. De cele mai multe ori... Dar uite-te că eu aveam piesa Iubesc, o am gata din iunie. Păi și cum ai lansat-o abia acum? M-am gândit cum să o lansez acum când toată lumea, după ce au stat în casă un an de zile, dau buzna pe plajă și la petreceri. Cine mi-ascultă mie piesa Iubesc? Am așteptat toamna. Toamna când da, dar e și explicația că știi că toamna oamenii își caută parteneri ca să hiberneze împreună și primăvara își caută iar pentru că natura revine la viață. Și prin iunie, iulie au chef de distracție singuri. Uh-huh. De fapt, singuri cu alte persoane mai necunoscute. Prin iunie, iulie, natura revie prea august. Mult la viață. În august încep să aibă remușcări, dar totuși n-ar lăsa petrecerea, că oricum dacă e să împace cu mine, să împacă. Și în septembrie-octombrie încep să-i caute. Băiatul. Și ele și ei, că toată lumea... Și ascultă piesa Iubesc. Da, și dau tag persoanei pe care o iubesc cu adevărat și ei au greșit și au dat seama că au greșit. Nu așa e? Adică dar cam așa e, da. Da. Da, dacă cum, ar fi un algoritm... toți își amintesc, nu că ar uita, Doamne ferește, dar parcă altfel îți amintești de părinți, de Crăciun, parcă altfel îți amintești mm-hmm. de familie, de Paști, parcă altfel. Spiritul sărbător, fii mai bun, fii mai caută-i pe aia bătrâni, mai crezi, știi? Sunt momente mai importante. Sunt momente cumva, adică, prielnici. Bă, nu știu, așa e contextul. Mm-hmm. Știi? Uite, ce vreau să-ți mai spun apropo de experții ăștia de care mi-ai povestit și tu cu ăsta, care, cu piesa, că mi se pare absolut senzațională povestea. Există acum foarte mulți experți care dezbată succesul tău în online și au păreri despre cum ai reușit. Știu și sume pe care le încasezi. Serios? Da. Am asistat eu la multe discuții de astea. Tot soi de experți se adună de obicei în locurile de fumat țigări și de băut cafea. Dar ei nu fac acolo online. Sunt cei mai mari experți. Dar ei nu fac online. Nu. Că făcând online ai fi știut. Exact. Când te uiți din afară, ai senzația că, mamă, stai că am mai auzit eu și încep să mai compare cu ce au mai auzit de la unii care aruncă... Unii zic pe bune, alții aruncă și bagă în ele. Unii spun prea mult, alții spun prea puțin, alții sunt corecți, alții bagă în ele. Și atunci e cel mai simplu, că ăsta e românul de fapt, știi? Face socoteala altuia, mm-hmm. că exact ca la șerbinți. Să mor eu, stai și îl comentez pe ăla. Dar tu ce faci? Da, asta mi s-a părut absolut fascinant, că am asistat la câteva discuții care m-au... marcat și am zis că, bă, neapărat în momentul în care mă întâlnesc cu Pepe trebuie să vorbesc despre asta. Umoară-mă. Erau oameni care susțineau că tu câștigi atât de mult din bar online. Vezi că discuțiile astea despre cifre sunt absolut fascinante și pentru oamenii care ne urmăresc. Am observat fascinația asta despre cifre și bani. De asta am și început cu chestia asta, cu discuția asta. Da, cu milionul de euro scris cu pixul. Pentru că foarte multe milioane de euro din România sunt scrise cu pixul, iar alea care există real n-au o acoperire. Nu, alea au dispărut din pix. Alea au dispărut. Exact așa, au dispărut dintr-o semnătură. Da. Și sunt foarte mulți oameni care își dau cu presupusul și cu părerea despre treaba asta. Ei susțin că tu te-ai îmbogățit din bar online, de când faci proiectul ăsta online, și că nu ți-ar mai trebui ție nimic altceva. Că dacă ai online ăla, rupe pe tată de la el de acasă și nu mai trebuie lui nimic. Care e situația cu bar online? Pentru că mie mi se pare o chestie care arată încă o dată și cred că e cea mai puternică dovadă de capacitatea ta de a te adapta la situație. Ai văzut care e problema cu pandemia, contextul, că nu mai sunt concerte, hai să facem niște treabă, să fim cu oamenii aproape. Hai să construim o comunitate. Știi care e cel mai mare câștig pe care l-am avut din bar online? La modul cel mai serios? Că nu am picat în depresie. Cum au
picat mulți. Mm-hmm. Am avut activitate. Și am avut o activitate care m-a bucurat. La modul cel mai serios. Și când spun că nu am făcut... În primul rând, n-a fost gândită pentru a face bani. A fost gândită pentru a-mi umple timpul. Mm-hmm. Dintr-o dată am rămas acasă. Eu n-am dormit acasă o săptămână legată cu viața mea. Nu, frate, nu. Eu minim 2-3 nopți pe săptămână le dormeam în alt oraș. Că așa se întâmplă. Erau concerte. Erau concerte, erau deplasări, erau turnee, erau filmări în afară. În fine, așa a fost să fie. Și dintr-o dată, după mai bine de 20 de ani, în care eu sunt obișnuit cu orice mașină pe care am avut-o, n-am avut într-un an legat mai puțin de 50-70 de mii de kilometri. Am sărit de 100 de mii de kilometri undeva în fiecare an. Uh-huh. Dar așa au fost perioade când probabil am mai mers mai puțin sau distanțele de 50-70 de mii de kilometri pe an. Ok. Deci n-ai cum să dintr-o dată să mă blochezi în casă să crezi că sunt fericit. N-aveam cum să fiu fericit. Că îmi lipsea activitatea. Logic că am fost mult mai apropiat de copii. Logic am avut... Am avut atenția canalizată pe tot ce înseamnă casă și ceea ce se întâmplă real în casă. De multe ori, eu nefiind, nu știam. Mm-hmm. Deci, la modul cel mai serios, am descoperit lucruri în casă pe care eu nu știam unde le-am pus că există. Pentru că am fost acasă, având un om în permanență care se ocupă de casă, de curte, de nu știu ce, mă bazam pe el. Dintr-o dată, nici nu mai venea la muncă, că n-avea declarație. Bă, trebuie să le iau cumva. Mai aveam, dar uite, am plantat și legume și dar în curte, bă, dar trebuie să-mi fac de treabă, efectiv. Și barul online a fost făcut pentru că a trebuit să dau o debara cumva care era plină cu lucruri inutile, ca în orice gospodărie, mm-hmm. unele utile, altele inutile, dar diferența între o lopată, o greblă sau o oală pe care nu o folosești de toată pe an, că e foarte mare, până la un bar care a fost scos dintr-o locație de-a mea și am zis, bă, nu îl dau, că am dat pe el niște bani și de ce să-l dau cadou? Lasă-l acolo, poate îi face alt bar vreodată. Adică tot timpul mai face altceva odată. Și am descoperit, era ca punga cu pungi, acolo era de bărau cu baruri. Și am descoperit că mi-a ocupat spațiu o chiuvetă dublă de inox, o nu știu ce sertărașe din astea de bar cu scurgătoare, picurătoare, cum să zic. Nu știu ce stație specială de bar cu etaje, cu de-astea. Bă, super puse la punct. Bă, să mordă, nu-mi fac un bar în curte. Deci la modul ăsta a pornit totul. N-a fost gândit, mamă, ce să fac bani. Păi n-am fi făcut bani. Și îți mai zic un lucru. Dacă stai să te uiți la toate materialele pe care le-am făcut eu și cine se pricepe la asta își dă seama, toate cele care mi-au adus popularitate n-au rămas publice și nu produc niciun leu. Sunt pentru membri. De ce asta? Pentru că e un limbaj colorat și românul e bun la a face repede reclamație. Uh-huh. A venit Liviu Vârciu și am vorbit de trei gagici și de trei situații. A mai venit... Serghei Mizil și cum are limbajul colorat. A mai venit încă 3-4 și au povestit deschis, fără niciun fel de... Tot așa, situație, indiferent că aduci vorba de... Bă, sunt păreri. Și uh-huh. despre relațiile dintre două femei și dintre doi bărbați și despre copii, cum ar trebui să... Sunt situații, cum vorbești la bar deschis cu un om. Exact, da. Noi ne-am prins din reclamații ce e bine să vorbim în online și ce nu, din strike-uri. Deci, efectiv, și la concertele online. Vin artiștii și cântă piese ale căror drepturi nu le aparțin. Și din start primești că n-ai voie să utilizezi și dacă le spui, păi luați voi banii, monetizați-le voi. Nu, aveți voi. Adică trebuie să scoți alea, materialele alea. Da. Deci nu s-a încasat și nu se încasează, cum vorbesc unii, dar asta e foarte bine, că ei e bine să ne considere... Dar se încasează totuși. Se încasează prea puțin raportat la muncă. Dacă aș fi gândit-o raportat la orele pe care le petrecem și energia pe care o consumăm acolo, raportat la puținii bani care intră, n-aș făcut niciodată asta. Ok. N-aș făcut niciodată asta. Hai să o luăm altfel. Câte concerte îți produc banii pe care i-a produs Bar Online de la începutul proiectului până în ziua de azi?
mas o menu, adică nu cu exactitate. În primul și în primul rând, tot ce a produs între ghilimele, e mult spus, tot ce am încasat așa din YouTube în ultimul an, de fapt în ultimul an, într-un an jumate, că înainte nu făceam mai nimic, cred că am investit mai mult. Ok. Deci tot ceea ce am intrat cumva în contul de la AdSense, cred că am mai pus eu niște bani peste și am reinvestit în aparatură, în scule, în tot. Pentru că îmi dau seama că se poate dezvolta. Mm-hmm. Se poate dezvolta și pot veni câștiguri. Adică aici văd, ai gândirea pe termen lung. Văd că există potențial. Dar nu, adică nu poți să compari. O lună întreagă de muncă la bar online nu îmi produce un profit ca la un concert. Vorbesc serios. Decât dacă îți vine un sponsor și spune îți dau 5.000, 10.000 de euro, 20.000 de euro să faci reclama asta în condițiile astea și dacă accept, bine, dacă nu, adică am fost pus în situația de a refuza foarte mult. Pentru că vreau să schimbe conținutul. Și atunci, unde naiba mai e naturalețea proiectului Bar Online, dacă îmi impui invitații, îmi impui invitații, îmi impui minutajul, îmi impui subiecte și băi, nu sunt televiziune, eu nu sunt nici măcar podcast. Eu am denumit Bar Online fix că nu ne pregătim cu un CV al invitatului și ne întâlnim și stăm de vorbă fix ca la bar. Putem exact să vorbim de la A la Z orice subiect vrei, adică nu intru în viața personală a nimănui. Dar cu tine e și greu de păstrat o anumită linearitate, un anumit program al unei discuții, pentru că ești unul dintre oamenii care au foarte multe lucruri de spus, îți place să vorbești, iar în momentul în care începe o discuție de asta cu tine e foarte greu să te mai gândești, zic, bă, dar parcă poate e plictisitor pentru ala de acasă. Nu, mă gândesc că dacă rezonez eu cu discuția respectivă, înseamnă că și cel de acasă, urmărind categoric, începe să se regăsească. Am avut problema asta de-a lungul anilor prin televiziuni, pentru că mă duceam, îți jur, lansez o piesă. Bă, că de asta, uneori îmi vine să râd de ei, să moră. Numai cum începe povestea, mi se pare foarte mișto. Bă, lansez o piesă, știi că tot primești invitații. Vii la nu știu ce emisiune din astea, te pune la masă și descoase viața privată, viața personală, știi? Bă, nu vin, n-am nimic de lansat, adică refuz după refuz, așa. N-ai de ce să te duci, să-ți numere copiii, nu? Știi? Nu. Și îți dai seama că putea să mai scoată câte o piesă pe poză cu tine după într-un club sau dacă stabileau cu tine vii joi, da, miercuri seară, culmea, o știre cu tine a apărut, erai acum un an, făceai pipi lângă copac. Da, da, cumva ca să aibă ce să dezbată. Ca să aibă ce să dezbată a doua zi, știi? Adică e același trust. Știm cum funcționează, că na, suntem din industrie. Și știam că de-astea dacă le programezi așa cu mult timp, nu merge, sunt prea coclit, exact așa zic, sunt prea coclit să mă mai aburești cu de-astea. Și cumva există un compromis pe peste tot, că bă, lansez o piesă. Da, un comunicat de presă, lansez o piesă, lansez un clip, bă, trebuie să cânti, că n-ai cum să cânti. Acum mă promovez acasă mai mult, știi, dar trebuia să te duci, știi? Și e bine să te duci să cânti pe mai multe canale, pe mai multe posturi, peste tot. Și ajungi în emisiunea respectivă. Logic, din 10 întrebări, una singură e de piesă și prima, ca să poată să treacă repede la a doua, care e despre viața personală. Ce te-a inspirat? Ai cântat despre iubire, cumva ți este dor de oameni. Oricum, deci dacă ai lansat o piesă și este... Trebuie să se învârtă cumva în jurul poveștii tale de viață. Cumva. Da, ai compus-o pentru X, Y. Și spune, nu e compusă de mine. Deci din start începe cearta. Și bă, și încep să le îmbraci frumos și să le dai niște răspunsuri standard. Să-ți dai seama că ei vor trei știri. Ei vor trei știri, tu vrei să ți... Și este un teatru, mă, să moră, Dumnezeu. Teatru. Mi se pare atât de ieftin. Am ajuns în punctul în care am foarte mulți oameni cu care am colaborat de-a lungul anilor. Bă, nu le mai răspund la telefon. Bă, nu mi-a făcut nimic. Dar nu mi-aduc nimic bun. Dar pare că doar mă folosesc. Ăștia de mă sunau așa, să ieși că sunt și prieteni. Interviu. Bă, dar nu mă întreb dacă îți dau interviu. Bă, ce faci? Bine. Auzi, dar de ce? Așa, te întreb așa că știi că ești fratele meu, știi? Știi, bă, dacă nu e cu... Dacă e off the record. Dacă e off the record, stai să zic. A fost o situație, deci trebuie să zic, a fost de curând.
Băi, Pepe, băi, te-am văzut cu online-ul cu astea, foarte bine, da. Dar nu mai semnez cu televiziunea. Deci nu mai semnez, bă, cu... Deci zic, ce să semnez, că n-am niciun proiect pentru mine. Mi s-a propus să mai intru în televiziune în niște proiecte, dar n-aveau nicio legătură cu cariera mea. Deci la modul ăsta am răspuns. Și n-are sens să consum energia, să stau 8 ore, 10 ore la o filmare, unde nu... Bă, nu mă regăsesc cu proiectul respectiv. N-am de ce. Ori mă repet, adică mă duc în niște proiecte în care am mai fost și nu are sens și mănâncă foarte multă energie și timp și nu se justifică nici financiar și nu are sens. Mai bine, uite, fac altceva. Ah, dar tu nu mai vrei să semnezi cu ei deloc, că? Eu zic, nu, nu semnez, că n-am de ce, nu mi se potrivește proiect. Ok. Nu că te-am tratat așa pentru mine, că am văzut că ești foarte activ pe online. Bine. Trec 10 zile și în ziar. Nu mai vreau, declarația mea, eu nu mai vreau să semnez cu Antena 1. Bă, n-am zis asta de nebuni. Eu nu mai vreau să semnez cu Antena 1. Niciodată. Pentru că nu mai vreau. Nu mai vreau pentru că m-au folosit. Deci să mor eu. Deci eram așa cu telefonul să sun și să... Și să-i stric, dar nu-i stricam, că înjuram de... Bă, nu mai... Nu înțelegi de ce, mă, de ce? Cât n-ai, îmi vrea să zic, mă, cât gâtul mătii ai luat, mă, particolul ăsta? Cât dădeam eu, mă, mâncați aici gura ta? De ce, mă, să-mi strici, mă, mie o colaborare? Bine, oricum, am vorbit și mi-au zis, aia, mă, frate, ce, crezi că am halit noi că ai declarația ta? Ce, efectiv, îți spun cuvinte în gură, mă. Da, da. Îți spun cuvinte în gură. Mă întreb de ce nu semnezi și zic, bă, n-am semnat că... Nu mi s-a potrivit. Și a fost în cauză fix Splash-ul. Meu. Și nu mi-e rușine să spun. Tu ai mai fost la Splash, nu? Eu am prezentat până acum Splash. Așa, da, da, și da, da, m-a sunat, da. M-au sunat de la antrenor să spună, vrei să vii în juriu? Că vrem să schimbăm. Vrei să fii în juriu? Ce date sunt de filmare? Aia. Aveam 2 baruri online, 3 concerte, bă, se suprapuneau. Uh-huh. Bă, nu pot. Bine, mai am un proiect pentru tine. Alt proiect, nu-i dau numele. Da, bă, nu mă regăsesc în el. Nu gătesc. Ca idee, știi? Da. Înțelegi? Bă, nu mi se potrivește. Bine, frate, când e ceva, vorbim cu prima ocazie. Bine. Tu mă sun ca prieten să-mi spui de ce nu sunt acolo. Eu spun că n-are sens, că nu mă așa. Și după aia spui că nu, am refuzat, că e așa, că nu mai vreau să aud de televiziune. Bă, nu despre asta e vorba. Nu o sucie așa, că nu. Exact. Și după aia mă suni și sunt și al drept. Bă, nu i-am dat bloc. Îmi place să sune și să nu-i răspund. absolut, da, genial. Mă, nu vreau, adică mă bucură. Cine? A, dă, mă, ăștia n-au dat. Și de ce nu-i dau bloc? Dă, așa se chinuie. Că de obicei le dai bloc. Da. Îmi place să-i văd așa, cum se perpelesc. Nu mai vorbesc, frate. Da, tu știi că nu mi-aduce nimic bun, adică nu fac altceva decât să agite apele. Uite ce a declarat ăla. Ah, mă, lasă-mă. Plimbă vorba. Sunt foarte mulți plimbători de vorbă. Eu am auzit, deci chestia asta, eu am o gură foarte mare, în sensul în care dacă mie îmi spui un secret pe care eu consider că nu e important pentru tine, adică, da. Nu știu, tu îmi spui ceva și spui, bă, te rog, asta rămâne între noi. Dacă îmi spui că rămâne între noi, o să rămână între noi, adică maxim o să-i spun măciucă, că eu îi spun orice. Da, dacă nu-mi spui, dacă omit să-mi spui chestia asta, zic, bă, vezi, nu mai spun la nimeni. Uh-huh. Mă apuc și mai spun pe la alții. Dar oameni inofensivi în toată discuția respectivă. Dacă e ceva ce nu vrei să se audă, nu, bă, spui. Nu o spui nimănui. Ai, sau nu dacă spui e o părere, dacă e o părere sau o situație pe care ai lămurit-o cu persoana în cauză și din când în când așa te mai trezești vorbind cu unul altul, e asumată treaba. Adică, da. Asta odată, dar a doua oară problema cea mai mare este în momentul în care eu când am ajuns în domeniul ăsta și am văzut oameni care efectiv, deci eu spuneam ceva, spuneam nu merg acasă weekendul ăsta. Aia transformau informația în țibur că nu mai merge acasă, certa cu măsa. Nu mai merge niciodată acasă, gata, s-a terminat. Zic, bă, băieți, eu v-am spus că nu mă duc acasă weekendul ăsta, dar weekendul viitor mă duc, sau poate peste două și așa mai departe. Jur că au fost situații când mă duceam sau și acum mă duc, indiferent că sunt 7 emisii mai importante, să spun așa. Deci dacă mă duc, știu ce mă întreabă. Pe tot timpul sunt aceleași întrebări. Sunt aceleași, sunt puse altfel și știu stilul fiecăruia de a începe și de a termina și de a
iscoditor, așa, știi? Da. De cine vrei tu în parte? Cum procedezi? M-a fascinat să mă uit în redacție, știi? Că eu mă uitam să văd cum se creează un produs de ăsta, știi? Vine invitatul astăzi, la prânz vine nu știu ce invitat, pac! Și stau acolo niște oameni că n-am nicio treabă cu emisiunea respectivă, doar pe fix la bască dacă le ies sau nu iese emisiunea cu pricina. Ei n-au niciun fel de legătură. Stau acolo și caută pe niște calculatoare niște poze, de obicei de prin alte articole și altceva. Da, sau din ce au postat oamenii pe rețelele lor de socializare. Că da. Înainte te mai urmăreau, mai construiau, mai verificau în două, trei surse, măcar în două, dar nu. În trei sunt puțini care au verificat cum e normal, știi? Da, medeontologic. Da. Acum, da, iau de pe Instagram, iau o poză și exact cum ziceam la Bard, am văzut recent exact același titlu de articol și cred că pe mai multe publicații pe Facebook am văzut titlurile astea. A postat Theo Rose alaltăieri o poză de la nu știu ce gala, excelenței, nu știu ce. Asta avea o roche și nu se vedea dunga de la kilot. Și astăzi am văzut eu știrea. Ai văzut știrea azi, nu? Am văzut știrea, da, și am văzut știrea cum a reacționat, ca și cum... A sunat la redacție și a spus: băi, ce urât s-a îmbrăcat Theo Rose, nesimțita, ne face nu știu ce. Cum a reacționat Cătălin Botezat? Nu, cum a reacționat Enceanu. Și am zis: bă, dar ce are Enceanu? De ce să vorbească de Theo Rose? Și ce crezi? Au dat după aia știrea. Avea coment la... Nu, a fost sunat: domnul Enceanu, dar vi se pare normal? Nu știu, tineretul din ziua de azi, băi, îi puneau cuvinte în gură. Și omul săracu: da, nu, acum fiecare se promovează cum vrea, știi. Păi, deci omul ăla n-avea nicio vină, era acasă și a primit un telefon și a răspuns în scop de promovare. N-am nimic nici cu domnul Enceanu, Teoroz o iubesc, e sora mea. Dar m-am uitat așa cum fata aia tot îi scodea să-i bage cu vin de în gură, frate. Să-i spună: da, vi se pare? Ați văzut cum sunt doamne tineretul? Uite, ca de exemplu, adică a fost un exemplu, mă, Theo Rose. Da. În telefonul care... Era o discuție despre tineret, adică ei erau foarte îngrijorați. Despre cum se promovează tineretul, adică gen, n-au ce cânta și se dezbracă, cam acolo o duceau. Da. Theo Rose are ce cânta, mai mult decât jumătate din industrie. Știi? Și vi se pare normal? Uite, ca de exemplu, și Theo Rose, ați văzut cum a apărut așa, nu știu, mi se pare, dumneavoastră ce ziceți? Bă, și-au lăsat și întrebarea fetimă pe material. Eu tăiam întrebarea, că e... Adică eu de acasă mi-am dat seama că domnul Enceanu nu avea nicio vină. Da, titlul mi s-a părut absolut senzațional. Dar titlul era reacția dură pe care a avut-o vis-a-vis de Theo Rose. Eu n-am făcut nimic. A pus ea pe story, că era botezatul acolo în sală și a râs. Și face reacția lui Cătălin Botezatu când am văzut-o pe Theo Rose fără chiloți. Niște artista s-a lăsat fotografiată fără chiloți. Da, de el. Fără lenjerie intimă. Părea că de el. Da. Stai seama. Și era de fapt o poză de pe Instagram cu chiloți de aia special, că și eu m-am întrebat. Zic, dai seama la câte din astea a trebuit să răspund eu vis-a-vis de familia mea când erau știri despre mine și mă suna mama îngrijorat? Asta mi se că pare... Că ce are mamă nu știu cine cu tine? Ce are mamă nu știu cine cu tine? N-are mamă nimic. Păi am văzut că urmează acum reacția duacidă la adresa... Zic, mă, nu te mai uita, schimbă postul. Pe nu că-s pe alea de știri, ca să nu le dau numele. Eu zic, pe alea de uiți. Așa m-a întrebat pe mine bunic meu odată când am intrat în casă dacă a murit Măruță. A văzut bunica Florica era... Au fost știri cu toți, că a murit toți. Erau alea, bombă, știi, bomb, splash. Da. Nu splash, pardon, ca emisiune. Flash. Cu de-astea și bunica mea era în primii ani de Facebook. De acum e expert, are de vreo 5 ani. Primul an de Facebook era greu, cu smartphone-ul, cu alea la 70 de ani. Îți dai seama, era destul de complicat. Și a văzut ea pe Facebook acolo niște știri de apărau la recomandate la de-astea. Șoc, Cătălin Măruță în lacrimi. Punct. A murit într-un accident, un grav accident rutier. Punct. Și dacă te dai click pe știri, click aici să vezi imagini. Dacă dai click, erau imagini de la accidentul lui Theo Peter, Dumnezeu să-l odihnească, sau ceva de genul ăsta. De acum 16 ani și nu știu ce reacție de printr-o emisiune la Măruță care prezenta la TVR2 pe atunci. Da. Dar bunica mea șocată m-a întrebat. Deci am intrat în casă și zis: măi, mama, a făcut Măruță accident, o murie Măruță. Da, mă. Atunci îți dai seama că a fost șoc să stau să explic cel cum mai funcționează mișto e lucrurile când îți bagă un titlu din ăsta din presă pe gât, cumva, ești pe prima pagină, n-ai ce să faci. Și tu trebuie să dezminți.
Adică te sună. Te sună. Că îți dezminți. Trebuie să dezminți. Și cum dezminți? Nu le răspund la telefon. Asta care trebuie să dezminți. Dar trebuie să dezminți, adică nu, trebuie să ne dai o reacție. Ok. Că divorțezi. Puteam suna ce să zic că divorțez. Și atunci de ce trebuie să-ți dau ție o reacție? Nu înțeleg. Bă, te-am sunat eu, alo, da, divorțez. Nu? Și atunci? Da, sunt unii care sună. Pe păi, ori fi, dar de ce ne bagă pe toți la aceeași oară? Nu știu. Că eu dacă am zis o chestie public pe canalul meu și am zis că nu comentez subiect. Tu îți dai seama că sunt foarte mulți oameni care vizează pseudo-cariere artistice, pentru că dacă vizezi o carieră artistică nu te preocupă rahaturile astea, dar sunt oameni care vizează atenția opiniei publice și își doresc să treacă prin lucrurile astea de care tu ești sătul. Ești sătul pentru că pe tine te-a interesat să faci muzică, te-a interesat să faci, bă, să bucuri lumea, să ai cântări, să ai evenimente dar la care să te bucuri cu oamenii. Dar nu te bucură cu nimic să te duci la un concert și în loc să te aplaude lumea, să te întrebe ceva din viața ta. Uh-huh. Sau să-ți plângă de milă. Vai, mă mică. Vai, mă mică, ai grijă de fetele tale. Bre, am venit să cânt. Să rămână. Știi, ai două îngeraș, efectiv. Să rămână. Dar nu asta vreau aici, știi? Nu, aici cu cântatul. Despre asta e vorba. Oamenii iubindu-te, îți dai seama, au reacția asta și de a empatiza cu tine, de a fi implicați în viața ta. Pe de asta și mai există emisiunile astea și genul ăsta de conținut, pentru faptul că oamenii sunt foarte receptivi. Mă rog, o categorie din ce în ce mai mică din populație, dar sunt foarte receptivi la dramele pe care ceilalți, persoanele publice, idolii le trăiesc. Eu cumva, trecând atâția ani prin focul ăsta, prin toată nenorocirea asta de lume, că n-ai cum să o numești altfel, am făcut și eu o groază de greșeli de astea, crezând că, bucurându-mă atunci când eram fericit, bucurându-mă public când sunt întrebat, ești bine? Bă, sunt foarte bine. Și unde ați fost în vacanță? Păi am fost scor și dând, fără să realizez ce mi se întâmplă peste 5 ani sau 10, dând niște informații care ulterior s-au întors împotriva mea. Adică uite-l ce fericit e, ea. Băi! Îți dai seama că de multe ori am zis, cine dracu m-a pus pe mine să fac eu chestia, să-i las eu atunci să filmeze? Că s-au rugat de mine. Cine babau m-a pus pe mine să-i las? Nu trebuia să-i las, știi? Și atunci mai bine ești alt dracu. Și spui, bă, nu mai comentez, nu mai dau. E mai bine de 1000 de ori. Cred că e cel mai indicat să păstrezi o linie între lucrurile astea. Dar ce te faci când ești, de exemplu, într-o situație? Ești într-un bar, știi? Și ei te vânează să vadă cu cine umbli. Și tu știi că ești vânat, că e logic, că vii după un divorț, n-ai apărut cu nimeni câteva luni și e pentru prima dată când ești cu o fată și ești într-un loc public. Bă, și îl vezi pe ăla că e din presă și prezintă-o de asta de știri și e la masa de lângă, dar se distrează, adică e la distracție fata, că okay. Era fata, știi? Și căpățâna mea de, că n-am cum, știi, adică văzând, am zis, bă, oricum am ieșit asumat, adică știam, stai să-mi fac un story. Și am făcut un story, zdrang, și am postat. Ok. Am pe cont. Stai seama că o preluat toți poza respectivă. De la masă de acolo, încep să văd. Filma. Acum avem 2-3 mese pe acolo, cu un prieten. Chema managerul de acolo și am spus, nu vă supărați. M-a întrebat că aș putea să dau, că aveam 2 mese ale noastre, știi, eram 12 persoane ceva genul. Aș putea să dau ultimele 2-3 locuri din capăt cuiva? Și am spus, nu, achit tot, la masă, la mine nu vreau să stau cu nimeni. Bă, chiar nu stau cu necunoscuți la masă. Avem... Am consumat destul, mulțumim, nu. Da. Știi, și chiar aș dori, dacă se poate, să pun, să mă întorc eu cumva sau să pun masa mai în dreapta, că m-a omorât fata aia când mă filmează. Întrebați-o dacă mai are baterie. A, nu că nu, nu filmează, nu. Deci exact persoana respectivă, exact unghiul ăla de acolo, exact cadrul ăla de acolo. De acolo au apărut filmările. A apărut pe toate știrile. Superb. Da. Absolut superb. Și am scris data viitoare când te prind. Îți fac la fel. Cum? Îți trimit un băiat la masă. Și ori îi dau 50 de euro să-i spună că domnișoara trebuie să se părăsiți incinta. 2 metri și te sperii.
Păi mișto, să văd ce faci. Poți să faci bătaie de asta de joc. Multă, dacă vrei. Da. Trimiți un dulap din ăla. Nu știu dacă asta e scop. Nu mă, doar la mișto. A, te da, distrezi. La mișto, da, da. Gen, trimiți un dulap. Trebuie să părăsiți incinta. Știi, și tu filmezi. A fost dat afară din club. După aia spune, bă, a fost o față, nu te dau afară. Dacă ai idee, dacă vrei să faci un material, nu faci? Da, da, poți să faci orice. Luați-vă tot și plecați de aici. Bă, nu merită. Merită, ești de muncă, se sperie să fie două gagici singurile. Plecați acum că vă punem masa în cap. După aia, după ce ai filmat asta și o dai, tu o pui pe canal la tine, te mai distrezi puțin, spui, bă, am glumit, mă, ce ales. Sau spui un bărbat de ăsta foarte frumos, nu știu, vreun etalon de ăsta de deja, sexualitate masculină. Mă, deja dându-o în search, îți dai seama că am graficul cu cine a fost și ce a făcut. A, ok. Îți dai seama că e în search. Ok. Adică sunt acolo, când e momentul. Da, da, e bună și asta de farsă, știi, cu bărbatul frumos și milionar. Că toți sunt milionari acum. Milionar, că un milionar, toți sunt milionari. Eu am stat de vorbă cu milionari care nu credeai în viața ta că sunt milionari. Exact, da. Nu. Cine e milionar nu e patează. Categoric. Da, un pseudo-milionar de ăsta, e bine. E mai bine, scumpă mașina decât apartamentul închiriat. Na, clar. Vorba lui Puia, unii conduc mașini mai scumpe decât casa unde stau. Asta e, despre asta e vorba. Exact. Cheltuie în club și banii pe care nu iau. Dar, apropo de toate prostiile astea care se scriu în ziare și toate făcăturile astea de presă, ce ai fi vrut să se scrie în presă despre tine și nu s-a scris niciodată? De multe ori am trimis comunicate de presă cu piese pe care le-am lansat și nu le-au preluat. Simplu, profesional. Adică, lasă deoparte total cariera. N-au nicio legătură. Doar dacă e o piesă care bubuie, prinde trei articole despre piesă, dar totul se învârte în jurul vieții personale și se leagă cu... Adică aș fi vrut și o promovare, dacă tot mă folosești. Păi măcar când e momentul de o promovare, nu-mi da doar știrea, bagă-mi și un link. Nu-i normal? Da, categoric. Mă, dacă îți dau, bagă-mă și un link cu piesa. Bagă-mi un link. Dacă vreți să urmăriți piesa, aici e link-ul. Păi, nu te costă nimic. Mai ales că acum poți să o încarci în site e direct. E simplu. Nu se poate și după aia să mă sun să-ți dau declarații. Nu-ți dau. Declarații incendiare. Pepe, vine în platou. Surpriză, a fost surprins când a făcut piața. Ce avea în sacoșă, vedeți? Chiar acum. Eu mă urmă când băi știu din astea. Hey, hey, hey. Ce aveți? Revenind la discuția asta cu bani, că foarte multă lume tot vorbește despre asta cu banii, foarte mulți milionari care au apărut nu știu de unde, eu tot aud mulți milionari care mă uit la ei, dar nu fac nimic, de unde îți vină milioanele alea? Nu dau seama de unde îți iei milionari, dar se vorbește despre milionari, cât câștigă, cât face, cât câștigă într-o noapte nu știu cine, cât câștigă la un dar concert. Dar de unde ar veni banii ăștia, că nu înțeleg? Eu cred că de fapt sunt niște umflături, cred că ori nu există, deci ori nu există banii respectivi și e doar un stil de viață, doar o aparență, da. Ori sunt bani care vin din alte surse. Din alte surse decât activitatea de bază. Pentru că... Eu justific fiecare leus pe care l-am, pentru că am firme și funcționez pe firme. Uh-huh. Că e plătitoare, am văzut niște articole despre mine, că aproape că am dat faliment, că sunt... Și eu eram în vacanță la Cannes. Am văzut alt articol că merge foarte bine, bă, și m-am uitat în conjur că n-aveam bani. Deci, ei știu, iau de la mai nou, iau și de la ANAF, mă. Iau, okay. Dar poate ai făcut o achiziție. Da, nu și-au pus niciodată problema. Că poate ai cumpărat un apartament sau o mașină și ai dat 100.000 de euro, dar te-ai mai împrumutat, ai făcut un credit pe vreo 40.000 sau 50.000, știi? Și tu încasezi constant cum ai încasat până acum. Dar tu ești pe minus la balanță. Logic, exact, ai făcut o investiție. Nu mai are venituri. Ehei. Și îți mai dau și cifre public. Da bine, astea sunt publice oricum. Dar de ce să le dai în ziar? Dacă sunt pe listă firme, oricum public. Ok, dar de ce să... Dar nu întrebi și tu înainte, bă, ai făcut vreo investiție? Bine, oricum n-am de ce să dau explicații, ca idee. Tu, oricum ești un om care a trăit bine de când e cunoscut, constant. Adică n-ai dus niciodată probleme.
Categoric. Categoric, adică ești unul dintre oameni care poate vorbi deschis despre asta. Da, sunt alții care câștigă mult mai mult și n-au cheltuielile mele. Eu chiar am cheltuieli mari. Care sunt cele mai mari cheltuieli pe care le ai? Sunt mari. Sunt mari, adică eu mi-am diminuat cheltuielile în ultimii 2 ani sau în ultimul an, să zicem. De când cu pandemia, de când cu situația asta mondială și de când cu lipsa veniturilor. Pentru că veniturile de acum 2 ani erau mai mari decât veniturile de anul trecut sau de anul ăsta. Că e logic. N-ai cum să ai aceleași venituri. S-au diminuat substanțial. Pentru că au picat concertele și pentru că toate concertele din vara asta erau concerte antamate de acum 2 ani cu avans plătit acum 2 ani. Și noi acum tu practic le-au dat lichidare acum. Lichidarea și-a trebuit să achit trupa și alte cheltuieli. Și... Na. Dar nu... Din punctul meu de vedere, muncești, ești aplaudat, ești iubit, trebuie să câștigi, că nimeni nu face muncă patriotică. Ești online, ai niște zeci de ore adunate, sute de ore, ești monetizat sau nu, ai un content, da sau nu, ai niște firme de publicitate care vin după tine că livrezi bine sau nu, depinde de fiecare. Ai doar entertainment, dar măcar ai publicitate mare. Uite, am trecut prin situația în care am avut mare publicitate, dar n-am putut face bani. După care vin și banii, eu sunt sigur de asta. Da, categoric. N-ai cum să vrei sponsori având o chestie foarte clean, curată și foarte... Cu popularitatea să-ți o câștigi fiind natural și organic. Nu poți să cumperi 200-500 de mii de subscriberi peste noapte, că ce? Da, cred că am apus și vremea respectivă. Deci am văzut că se mai practică. Că chiar ce? Și printre podcasturi am văzut vizualizări. Că ce? Că nu înțeleg. Ciordales. Ce să te bucure că ai mult acolo, dar de fapt nu intră nimic în cont. Și nu văd unde relevanța. Că nu... Da, și nu numai că nu intră nimic în cont, dar nu există niște oameni care real să te aprecieze, care să-ți urmărească munca. Umbli pe stradă și nu te recunoaște nimeni. Da, da, ai cifre. Foarte... Da, ai cifre și ce le dai la agenția de publicitate să încasezi niște reclame. Păi e clar că tu nu livrezi către firma aia de plătește nimic înapoi. Categoric, da, bine, și asta s-a mai schimbat, pentru că oricât de mult ar conta PR-ul și oricât de mult ar conta toate aceste mecanisme care s-au dezvoltat, inclusiv în jurul pieței de influență reală și multe vedete care au devenit influenceri, tu fiind unul dintre cei care foarte puțin te-ai expus în direcția asta, adică dacă mă uită pe Instagram-ul tău, nu cred că văd o postare promovată în ultimul an sub nicio formă, adică văd bar online foarte mult. Văd poze cu tine, cu familia, văd clipuri cu muzică pe care o produci, pe care o promovezi acolo. De-aia nici n-aș putea să fac reclamă la ceva în care nu cred. Adică, nu neapărat să cred, măcar să mi se potrivească. Am primit odată o ofertă de la niște medicamente din astea pentru erecție. Și am zis, frate, n-am cum, bă, și îmi propuneau mulți bani. Bă, n-am cum. Deci dă-i dracu de bani. Care era ideea reclamei? Că tu erai impotent, dar ai devenit după cumva, asta? Cumva viața noastră sexuală, eu eram alături de una și eu îi spuneam în reclama respectivă. Cumva, vezi ce bine a fost că am luat ăsta? Bă, tu te deși că poți fac asta. Ești de cât de patetic. Jur să mor eu dacă te minte. Bă, nu, n-am cum. Nu am cum. Deci, Și dacă n-aș mai putea vreodată, n-aș face. Și eu Pepe, frate. Mai întorc agicile capul. Ce vrei să mă întrebi? Auzi, ai drăla la tine sau nu? Ca să știu dacă mergi eu. Înțelegi? Adică nu cred în asta. Mamă, cât e de tare. N-am putut, frate, n-am putut. Nu pot, și chiar nu. Cum să-ți fac eu reclamă la țigări? N-am fumat în viața mea. Parcă decât la potență mai bine la țigări. Ca idee, gen, n-am fumat mă până acum, dar m-am prostit. La 43 de ani m-am prostit. Nu e bine că te-ai prostit, scuze. Nu pot, dacă n-am fumat în viața mea, ce să fac? Nu pot să fac la ceva ce nu mi se potrivește.
Ideea e că mulți acceptă chestia asta cu reclamele de genul ăsta și astfel de compromisuri și multe alte lucruri compromițătoare, nu știu. Apare țin tot soiul de show-uri care numai show-uri nu sunt, adică sunt un circ ieftin. Nu știu, la ce concerte pe la tot soiul de ciudați, de da. Trag cu arma în aer când nu știu să le cânt. Bă, de multe ori nu știu, am picat și eu în capcane de astea, că n-am știut unde m-am dus. Vin și te angajează și semnează contract cu tine unii și când ajungi acolo sunt alții. Pentru că ei își dau seama că dacă sună ei de la cum? Alo, după alo, după alo ești ocupat. După alo ești ocupat, știi? Și vorba lui Jean de la Creva. Ești liber pe nu știu cât decembrie? Nu. Păi mai sunt 6 luni până atunci. Păi nu, s-ar putea să mă îmbolnăvesc. Păi am murit când am avut replica asta la Jean. S-ar putea să mă îmbolnăvesc. Îți dai seama că am picat și eu multe cercuri din astea fără să știi. Și am făcut față cu brio. Adică nu am, bune, ce facem? Faci treaba până la urmă. Până la urmă, oameni, te iubesc că ai ajuns acolo. Dacă ai fi avut de ales, nu te-ai fi dus. Dacă ai ajuns, trebuie să faci față și să-ți faci treaba, că ești artist. Dar cum e momentul ăla în care deschizi, ajungi cu Waze-ul la o destinație și vezi că ai ajuns? Am prins și eu tot așa cu... Ne așteptau cu onoare cu puștile la intrare. Am prins tot. Și că, mamă, ce mișto. Ferească am prins, Sfântul, da. Da, dar sunt oameni care fac conștient treburile astea. Și reclame la potență, deși sunt potenți. Adică da, dar n-ai ce fără regu, dar trebuie să faci. Da, trebuie să faci că n-ai. Că asta am zis și eu, dar ce nu iei, nu știu, pe cineva mai în vârstă, care probabil s-ar potrivi, care s-ar deduce că nu mai poate. Sau... Păi da, da. Să pui pe Iliescu într-o reclamă de asta. Rupat cu Nina de la asta. Au fost multe situații de astea. Au fost multe rău de tot. Îți dai seama că sunt mulți care acceptă pentru faptul că n-au de ales. Adică n-au de ales. E foame foarte mare. Au nevoie de bani. S-au obișnuit cu un anumit standard de viață pe care l-au avut cândva. Pentru că mulți, în momentul în care au avut cât un succes de ăsta periodic și au crescut foarte tare standardele la care au trăit, mașini scumpe, haine scumpe, ceasuri, casă, chirii scumpe și așa mai în departe. În momentul în care ai expunere, în momentul în care poți, în momentul în care... Depinde ce priorități ai. Și eu gândeam altfel acum 15 ani. Ce petreceri nebune am făcut eu și ce note de plată am... Au trecut, nu mai fac asta. Sau le fac, dar le fac cu mai puțini oameni. Pentru sufletul meu le fac mai rar, dar le fac un cerc mai mic, nu ce făceam înainte. Prioritatea mea acum sunt copiii, educația lor, familia. S-au schimbat lucrurile. Într-un fel gândești la 20 de ani, într-un fel gândești la 30 de ani, într-un fel gândești la 40 de ani. Și după aia, ușor, ușor, îți dai seama că ai alte priorități. Categoric, la un moment dat, ele se schimbă. Și... Normal. Nici nu mai poți, fizic vorbind, nu mai poți munci și nu mai poți câștiga după o anumită vârstă, nu mai poți face același lucru ca la 25, 30, 35 de ani și nici nu-ți mai vine să cheltuiești banii pe care îi cheltuiai atunci, în altă perioadă. Că te distrezi altfel. Te distrezi altfel, te bucuri altceva. Dar e logic, adică nu, îți pare super natural. Uite, noi ne-am mai pus în gând două lucruri de stabilit aici în discuțiile noastre cu invitații din sezonul ăsta. Apropo de treaba asta cu avutul și cu a fi, vreau să-mi spui că ai, fără să-mi spui că ai. Adică să îți expui confortul financiar, fără să spui că, domnule, bă, am bani. Păi de ce să spui am bani? Că bani... Că mulți bani, spun. Păi bani, când spui bani, pentru cineva 100 de euro este enorm. Pentru altcineva poate nu înseamnă nimic. Pentru altcineva, 10.000 de euro înseamnă maculatură. Depinde cât de milionar ești și cât de arogant ești. Că e logic. Pe mine mă bucură într-un fel o excursie, o vacanță, altul vede lucrurile total altfel. Banii ai cheltuit la un casino în 5 minute. Nu poți generaliza. Categoric, dar raportat la ce ți-ai dorit tu. Eu am tot ce mi-am dorit. Eu am tot ce mi-am dorit, dar am tot ce mi-am dorit pentru că eu rezum și cumva concentrez totul pornind de la
ce mă bucură. Uh-huh. Ce mă bucură. Mă bate Dumnezeu dacă nu m-aș bucura de ce am. Am tot ce mi-am dorit. Am copiii sănătoși, am familia unită, am părinții lângă mine, am casa mea, proprietate, nu am datorii la nimeni. Am, conduc o mașină foarte mișto, de ultimă generație, cu toate că am fost ani de zile fără o mașină de ultimă generație și în alți ani am avut cele mai tari mașini din lume. Nu au fost astea. Uite, am văzut mergând și cu Duba. Da, nu asta e prioritatea mea, dar dacă se poate, când se poate, îmi permit să plătesc orice leasing sau orice rată, pentru că încasez lunar. Muncesc zi de zi, nu lunar. Muncesc zi de zi. Eu n-am liber. Adică, pentru ce muncești până la urmă? Ok. Plătim școlile cele mai bune pentru copii, cumpărăm, investim în educație, investim în... Ne mai bucurăm și noi, că e normal. Nu ca înainte. Ca înainte ne bucuram doar noi, că n-aveam copii. Adică, logic, să mai schimbă lucrurile. E clar că tu ai avut succes și ai și vei avea, cred că, cât te va ține sănătatea și cât îți vei dori, păi, tu. Cred că îți vei dori întotdeauna. Vorbim de ce mi-ai scris tu aici, 1 milion de euro, da? Dacă tu câștigi 1 milion de euro în 6 luni, normal că nu-ți mai ajunge lumea asta, ai senzația că ești cel mai tare. Dacă am zis 6 luni... Depinde cum îi câștigi. Uite că ai succes și ești dintr-o dată difuzat pe plan mondial cu o piesă. Și să spunem, în absurd, că suntem cu muzica în context sau ai bubuit cu ceva pe un moment și ai făcut dintr-o reclamă, din ceva, 1 milion de euro. E normal că tu ai senzația că o să-l mai faci și o să trăiești o mare dezamăgire că nu o să-l mai faci. Că e, știi? Și o să ai o mare depresie după aia dacă nu știi cum să generezi, cum să îți faci situația, știi? Cum să te aduni și cum să manageriezi situația. Că te bucuri și dai cu ei în stânga și în dreapta, nu știi ce să faci, află toată lumea că ei. Ceea ce e rău. Și profită. Ceea ce e rău. E momentul în care poți face mai multe milioane, dar în foarte mulți ani, și milioanele alea să le transformi în ce te bucură pe tine. Cumva. Adică banii nu trebuie să iei fizic. Categoric. E foarte important să nu te streseze rata de la casă. E foarte important să te îmbraci cu ce-ți place. E foarte important să investești în cariera ta, în ce te face fericit. Păi dacă îți dau un exemplu, cât am investit doar într-un an jumătate. Luna asta mi-am refăcut repertoriu pentru 20 de piese. Păi fă 20 de piese, ori o medie de aproximativ 1000 de euro de piesă. 20.000 de euro pe care eu personal i-am băgat în niște piese vechi de ale mele. Ca să le remasterizez. Ca să fie noi, mă, să sune și ele pentru 2022. Nu mi-aduc profit. Îmi aduc calitate pe scenă. Eu pot să încânt hiturile mele pe care nu le mai cântam, mi-era rușine, suna prost. Cum poți tu să crezi că în 2022 te prezinți pe o scenă la un festival și pui un negativ înregistrat în 2000? Păi din start ai senzația că ți s-a înnecat instalația. Înțelegi? Și oamenii zic: bă, e vorba de... Eu sunt fericit pe scenă că îmi cântă publicul piese pe care ei nu le-au auzit probabil când le-am lansat, că nu erau născuți. Sunt oameni, copii de 17 ani în public, care ei, când eu cântam Nu te mai doresc, de exemplu, sau Cred că m-am îndrăgostit, sau Sunt gelos, ei nu erau născuți. Și ei cântă cu mine și ce crezi? Sună 2022. Și nu e o satisfacție imensă în momentul ăla. Pentru tine și pentru oamenii care au făcut artă și de suflet. Și nu e un conținut online bun? Ba da. Că ține de cariera mea, ține de identitatea mea, ține de Pepe, artistul. Păi de ce e artist? Păi de asta, că el cântă asta. Ce cântă? Tot. Cântă tot ce au zis voi acolo, ale lui. Compuse de el, gândite de el, orchestrate împreună cu colegii lui și cântate live și ai 7000 de variante și răgușit și sănătos și răcit. Am cântat de săreau mucii pe scenă de răcit ce eram. Nu? Despre asta e vorba. Cât ai fi de... Când era răceală. Că acum când aveai voie să... Acum zis, da, când aveai voie să strălunți. Da. Serios, deci am avut multe din astea, știi? Răgușit, terminat. Bă, trebuie să urci în scenă. Urci în scenă, frate. Îți rup gâtul. Pe cine contorizează sănătatea? Până la urmă, că e cea mai importantă.
Tu? Orele alea nedormite. Și medicul. Orele alea nedormite. Prin, ajungeam acasă după cât un drum de la Vișeu când te întorceai, vedeai numai copaci. Și nu mai puteai să dormi, că ai mai băut 3 cafele pe drum. Și a doua zi trebuia să te urci să iei. E mult. E mult. Așa să zic că unul, mamă, Pepe. Bravo. Hai cu mine. Am avut problema asta și cu 2-3 gagici. Cum adică hai cu mine? Hai cu mine să vezi cât de ușor e. Hai cu mine. Și erau femei care nu înțelegeau cât de greu e să faci treaba. E important să le iei odată. Să le iei la un concert. Să le iei odată doar să asiste la traseu. Să le pui în drept. Să asiste la traseu. Mm. Când ajungi acolo să le iei cu tine la proba de sunet, să nu le lași la hotel. Să vadă la ce restaurant mănânci. Că nu e, nu sunt astea din Herăstrău prin toate orașele. Mm-hmm. Știi? Și după ce mănânci pe genunchi și ai repede să ne schimbăm în mașină. Că nu avem timp să ne mergem. Că e departe, e contratimp totul. Mm-hmm. Mai înapoi acasă. Când ajungem acasă, cum facem? Că dimineață, adică avem 4 ore de dormit și trebuie să mergem la altă parte. Ai dreptate. Cealaltă bucată din țară. E cum facem? Da, și multă lume nu înțelege treaba asta. Nu înțelege treaba asta. Că toți te văd pe scenă 45 de minute o oră. Stai un puțin. Că e... Și te ceartă că de ce nu mai stai după? Știi? Nu, se și supără. Păi de nu mai ori... stai la un șpriț? Da. Păi nu, dar de multe ori... De multe ori au durat mai mult sesiunile de poze de după decât concertul în sine. Sau să vezi când, sunt, când erau deplasări în afara țării. Du-te la avion, du-te pe la firme din astea low cost. Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Zborul și iartă-mă, mă ciucă când spun numele companiei. Doamne, dimineața, la 4-5 dimineața, de când vedeai papurnițele, gențile. Dar nu e, doamne, care aveam cântărit acasă, avea 22, avea 18 kg. Are 24, doamne. Aceeași discuție cu fiecare parte, frate. Da, da, are doar 20, dar uitați-vă cât e de mare și trebuie să încapă în ăsta, mica. E o regulă. Haide, domne, că am venit, eu când am venit... Dai, mă, hai. Și tu trebuie să-ți duci scule pentru care plătești nu știu cât. Da, și trebuie să te duci bagaj. La altă coadră. E ceva. Sau îți plătești de multe ori. Am pățit-o și pe aia. Îți plătești din aia, priority, să te duci. Ia uite, domne, să bagă în față. Știre în ziar. S-a băgat în față. Domne, să bagă în față, domn. Uite, domn. Și noi oameni bătrâni. A sfidat tot aeroportul Henri Coandă. Cum îi explici? Cum îi explici? N-ai ce să explici. N-ai, deci, nu, mai ales că n-ai timp. N-ai. Eu nu, îți jur că de multe ori cu priority am stat la coadă. Păi da, și priority-ul ăsta. Dacă mi-a fost rușine că sunt persoană publică. Am văzut că un coleg de-al meu s-a dus având priority în față și s-a comentat. Și am zis, bă, decât să-mi spună unul, uite, Pepe, stau la coadă, că tot în avionul ăla merg. Uh-huh, uh-huh. Adică tot acolo pleci. De aia, na, să, măcar să mai prinzi cafeaua, să-ți o bei în, bă, ce să prinzi? În terminal. Ce să... Dar tu când dar nu ne văităm, că îmi place, adică mi-am ales viața asta, îmi place. E limpede că îți place, pentru că ești unul dintre oamenii care cântă și fac tot ceea ce fac cu pasiune, că pasiunea aia se simte. Și fiind concertul live de fiecare dată, necesită... Bă, o pregătire, să te duci la niște probe de sunet, să faci niște probe. Bă, mai ai nevoie și de niște somn. Cel mai important medicament, odihna, somnul. Altfel, nu se odihnește coarda vocală, e o problemă. Exact. Dar tu cum ți-ai dat seama că vrei să faci muzică? Care a fost momentul? Păi, viața m-a trimis către muzică, nu că mi-am dat seama, că nu sunt vreun geniu. Cum s-a întâmplat? Cântam. Tot timpul, înainte să cânta pe strand, să cântau cu chitara în colțul străzii, prietenii, frații. Și eu eram ăla, unul dintre ei de învățare pe toate piesele și le cânta pe toate, ce vrea să cânte numai el. Și ușor, ușor, m-a trimis maică-mea la canto, m-a rugat frumos, mi-a zis, orice, fă ce vrei tu numai, țintești de muzică. M-am dus la canto, la studiu, la muzică și când am dat de primul festival, concurs, de fapt, mi-am dat seama că, bă, e o variantă. Și repet, nu că se câștigă bani, că nu are cum să câștigi bani acolo. Mi-a plăcut pe scenă, mi-a plăcut senzația aia de a fi aplaudat. Am avut senzația că în momentul în care, bine, la debut am luat locul 3. Opțiunea direct locul 3. Și am primit aplauze multe față de restul care au cântat, pentru că cei care cântau se știau, cam știau între ei, eu eram cumva nou venit. Și m-au primit foarte mișto, mai ales spectatorii din sală. Și mi-au dat încredere și cei din jur, după care n-am mai primit o premii, că n-am mai... Să termina seara.
Cred că ai primit cel mai important premiu, adică recunoștința publică. Am mai primit premii de popularitate. Că nu prea aveau ce face, știi? Ok. După care și-au dat seama după vreun an de zile de festival că e bine să nu mă mai primească în festival, că le stric jocurile. Și picam preselecțiile. Ok. Bă, mă șuntam în felul ăsta. Erau câteva gagici, erau combinate cu ei pe acolo, ăștia pe în juriu. Ok. Am mai zis, n-am nicio treabă. Care, cred că și acum ele mai concurează. Păi, dar sunt niște veșnici dacă... câștigători a acestor concursuri. Și aceleași piese, știi? Jotem. Și jotem, mă, înainte să cântau. De Fitus Salci, el amar. Alea care erau festival. Iartă, frumoase piese. O glumă de anii 2000. Daș, de Fitus Salci, el amar, m-aș face rău la umbra ta. De frumoase piese, că și da, ascultam doar Iartă, de Fitus Salci, el amar și încă 3-4 piese, într-una și cântate prost. Că aia era, nasol, și câștigau. Că aia era. Că am observat și eu asta la Palatul Copiilor, adică mă uitam la colegii care făceau canto la Palatul Copiilor, pe toți îi învăța să cânte din diafragma. Aia era singurul lucru pe care ei trebuiau să-l rețină la... Aia, te ajută când strângi diafragma pe acute, dar trebuie să știi să o faci. Trebuie să ai și voce. Trebuie să ai și voce, trebuie să ai și respirație. Eu pot să-ți vorbesc din diafragma sănătos, dar dacă n-am voce, sănătate. Da. S-a terminat. Bun, dar care e persoana care te-a ajutat pe tine cel mai mult în toată cariera asta? Și, mama că m-a trimis. Ok. Mama că mi-a arătat drumul. Mai departe, publicul că m-a susținut. Mm-hmm. Și familia, a pornit de la familia mică și acum am ajuns la familia online. Mi-au dat încredere și în toată pandemia asta, știi? Adică, tu gândește că eu nu sunt un artist care să fi fost... promovat pe radio. Eu nu am piese în playlist pe niciun radio. N-ai avut niciodată piese pe radio? Niciodată în playlist. Poate pe Național FM sau pe Radio România. Nu, mă refer la radiourile comerciale mari. Nu, niciodată. Deci niciodată în întreaga ta carieră. Niciodată. Ma. Niciodată. Și au fost hituri ca Numai Iubirea. Da, pe nu că mă cheamă când sunt de-astea importante. Dar eu nu sunt artist de radio. Ok. Dar e bine adică sunt recunoscut ca artist, dar nu că sunt artist de radio. Nu văd. Ești radiofonic. Nu, sunt cred că pentru ei sunt old school, nu știu. Probabil. Dar eu accept ideea, adică nu. Și nu mi-am canalizat energia în a-i convinge. Chiar nu m-a interesat. Adică chiar nu mă interesează. Există artiști care sunt pe radio non-stop, dar n-au concerte cât ai tu. Da. Și sigur n-au publicul tău și sigur n-au nici notorietatea ta. 100%. Adică sunt... Și atunci știind asta, îmi fac treaba în continuare. Adică primele bețe în roate le-am simțit prin 2001. 2000 sau 2001. Când a trebuit să renunț la casa de producție cu care colaboram, că simțeam nevoia de mai mult și atunci erau altfel negocierile și am primit primele faulturi de la oamenii de radio care atunci în perioada 99-2000 să zicem că fiind noi pe piață mai apăream pe la acolo, acolo, știi, așa. Nu în playlist, nu heavy rotation, așa sporadic. Și am primit niște telefoane gen, băi, nu faci asta, că nu o să mai pup radio niciodată. Zic, sunt mortă. Eu zic, bă, puteți transmite exact așa dacă te-a pus o măsură. Că puteți să-mi luați toate pârghile de promovare, talentul și dorința și faptul că eu cânt, n-aveți cum să-mi luați, că eu cânt. Deci eu o să cânt. Și am închis telefon. La revedere. Și nebunia asta cred că a contat foarte mult. Da, e și e foarte tare să poți să faci chestia asta. Adică trebuie să fii făcut să poți să... Nu sunt un tip... Să te poziționezi astfel. Nu sunt certăreț, nu sunt conflictual. Dar, frate, eu mor cu dreptatea mea. Adică nu pot să-ți dau dreptate dacă eu știu că n-ai. Nu, prefer să te las să vorbesc singur, să mă ridic să plec, dar nu pot să-ți dau dreptate, că nu pot. Sau să colaborez cu cineva pe care nu-l halesc, niciodată. Niciodată, dacă nu-l halesc, se simte pe fața mea instant când nu-l halesc pe cineva. Nu pot. Dar sunt prea puține persoanele cu care am avut eu un conflict așa. Dar de unde vine chestia asta? Adică de unde vine... spiritul ăsta tău și de luptă și determinarea și corectitudinea ta
cum erai tu atunci când erai copil și de unde ți-au, de unde ți s-au insuflat valorile astea? Sunt niște principii de viață, probabil, cu care m-am născut, pe care le-am dobândit de la bunicul, de la tata, de la fratele, de la familie, la prieteni apropiați mai mari, care, pe care am deschis ochii, nu în tot, în anumite situații, știi? Și faptul că pot spune cu mândrie la orice oră, oricui, bă, nu ți-am greșit cu nimic și dacă ți-am greșit, te rog să-mi spui unde ca să-ți recunosc dacă poate n-am fost atent. Spune mult. Spune mult. Adică... Nu o să mă fac în viața mea de râs cu vreo fază. Mie nu-mi rușine să stau de vorbă cu nimeni. Asta cred că e cel mai important, pentru că n-ai nimic de ascuns. Bă, și pentru că nu-mi rușine să stau de vorbă cu nimeni. Deci în momentul în care... nu știu, s-au mai întâmplat niște situații în viață și a trebuit la un dat să te mai separi de anumite persoane. Bă, mie nu mi-e rușine să stau de vorbă cu nimeni. Adică eu n-am greșit așa flagrant cu cineva. Nu. Care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai tu din toată viața ta de până acum? Cel mai frumos moment care îți vine în minte? Acum îmi vin în minte momentele cu copii. Adică satisfacțiile pe care le-am alături, cum a fost clipul cu Rosa. Prima dată când s-a născut Maria și când i-am dat degețelul și m-a prins de mână. Astea sunt momentele pe care n-ai cum să le uiți, care te țin cumva, știi, te montează să fii cât se poate de activ și de responsabil. Așa pe scenă vorbind artistic, mi-e greu să spun. Au fost multe satisfacții, am obținut și premii, mai mult decât premii, am primit aplauze, mă, de fiecare dată. Deci, am cântat pe stadioane, am cântat la sala polivalentă, full, deci era mică sala Palatului, la un moment dat, dacă înțelegi ce zic, deci, bă, mulți, rău, și cântau cu mine, acopereau instalația de sunet. Concertul cu cel mai numeros public pe care l-ai avut, îl știi? Nu. Nu știu, pentru că au fost foarte multe și în mulți ani. Adică sunt revelioanele alea celebre, erau blocate. Da. Am cântat la toate piețele posibile, Revoluția, toată Constituția de fiecare dată. Adică era la Pro FM Live Revolution, ți-mi minte niște revelioane. Tot, wow. Adică și inclusiv cu astea, cu Forța Azul, cu toate, cu... Și plus alea de dedicate mie, pe bilet. Multe, rău, multe și în ani diferiți și în situații diferite și furia aia cu numai iubirea, ferească Dumnezeu. Da, nu, aia altceva. Niciodată. Deci nu puteam, n-aveam cum. Când mergeau actorii și eu fiind coloana sonoră filmului, mergeam să cânt. N-ai. Ții minte că era un... Deci crede-mă că nu pot să explice, adică să-ți bălește pielea pe mine când mă gândesc. În aprilie 2005, ți minte că s-a născut verișoara mea și trebuia să mergem la, când era chiar botez, era ceva, o petrecere, s-a născut. Da, am fost la mall acolo, la s-a blocat mall-ul. S-a dus taică-mea, rămăsese fără cravată și am mers cu taică-mea să ia cravată, era mall-ul blocat. Mă, nu zic că pentru mine, dar cumva eram și eu acolo, știi că nu, dar am avut și dedicate pentru mine, am avut lansări fabuloase. Lansări de album, fabuloase. Da. Am blocat parcul Herăstrău. S-a blocat circulația și era lansarea mea. Deci nu știu câte mii de oameni pot să îți spun fix câți. Mulți. Da, s-au da. Blocat efectiv intersecția și eu cântam în parc. Și eram doar eu. Un concert de 50 de minute o lansare. Da, când se întâmplă chestia asta e absolut înălțător. Este. Și cred că e cea mai mare satisfacție pe care nu o să înțeleagă. Uite, în ultimul an, faptul că mă duceam la supermarket cu masca și mă opreau oamenii să-mi spună, băi, tu ești, am stat aseară cu tine la bar online, e singura sursă a noastră de zâmbet. Băi, faptul ăsta că într-un an jumate s-au modificat lucrurile încât nu mai vorbim despre cântat, vorbim despre faptul că stai cu noi și ne ții acolo că ne-am săturat de boli și de, știi? Iară, alt sentiment, altceva.
Și povești mișto și atmosferă faină. Da, toți oamenii au venit tot ce înseamnă să conceptul, spună o chestie pozitivă, știi, acolo. Să ne amintim de lucruri frumoase. Să vă... Vezi, există oameni care vor să bucure de treaba asta și au partea de bucurie și spun că, bă, uite ce mișto, ce a făcut Pepe, că uite că râdem, ne simțim bine, ne distrăm. Efectiv. Și alții care vin pe de altă parte și trag concluzia, a, s-a umplut de bani Pepe asta, da, cu online-ul ăsta lui. Foarte bine, da, foarte bine. Dar știe, s-a uitat și el, nu? Cel mai probabil. Îți dai seama. S-a uitat, dar n-a făcut timp. De uitat e ușor. Dacă s-ar fi dus la servici, n-ar fi avut timp. Și asta e drept. Probabil, nu știu, glumesc. Dar care e... De cel mai multe ori chiar așa e. Că oamenii care au timp au și multe păreri. Da, bine, uită unii și în reluare. De... Ideea e în felul următor. N-am suportat niciodată lângă mine oamenii care îmi dau un vibe prost și care mă comentează și mă judecă. Uite-te, uite-te puțin în comentariile YouTube-ului meu. Eu am puțin oameni, dar până și membrii au drept de a tăia frumos comentariile proaste. Mm-hmm. Eu nu vreau mult și prost. Vreau calitate, puțin și bun. Pe ideea asta a mers. Bine, pe de altă parte, unii ar spune că nu păstrez dreptul la liberă exprimare. Dar stai puțin că eu nu sunt un post public de televiziune și nu sunt angajatul cuiva. Și asta e drept. Este drept, alegerea mea de a sta la mine acasă și de a intra online cu oamenii care mă iubesc și care mă urmăresc. Uh-huh. Vor să stea bine, nu, să fac altceva. Exact. Nu, da, trebuie să-mi dea dreptate. Bă, dar nu mă certa. Uh-huh. Dacă îmi argumentezi și îmi pui o întrebare de bun simț sau ai o părere, nu te omoară nimeni, nu te taie nimeni. Dar în momentul în care eu îl invit pe, nu știu, te invit pe tine și încep să te jignească, să te ia comentariul, da, și îi dau și blocă lui. Uh-huh. Că tu ai venit la mine de drag, gratis. Uh-huh. Să stăm de vorbă, nu? Păi ce, da, faci? Să ne simțim bine. Pe ce faci? Tu îl jignești? Venea, a venit Liviu Vârciu, îl întrebau de fosta. Bloc, direct. Și întrebările astea, știi? Bloc, dar tu gândește-te puțin. Fiecare, a trecut timpul peste fiecare, avem alte relații, alți copii, alte ale. Uh-huh. Bă, te trăiești cu 15 ani în urmă. Bă, frate, ești în urmă. Seama să fii, deci să fii om, individ, cetățean în România, să te interesezi în anul 2021 de Liviu Vârciu și cu Adelina Pestrițu. Ce s-a întâmplat în 2008? Tu te, bă, băiatule, culcă-te. Ca și la mine, știi? Hai că încă o mai iubești. Să ia bloc. Bloc. De cum e, cum? Nu că mă deranjează, bă, dar e un consum de energie. Cum să explici unui prost că e prost? Că trebuie să-l las să vorbească singur. E și ofertant subiectul ăsta. Adică, nu știu, la Vârciu cu Adelina Pestrițu. Nici nu vreau să mai pronunț numele, mă, a fost un exemplu. Ok. Mi se pare că e mult. Adică n-ai de ce să te duci înapoi și să... E foarte simplu. O singură dată m-a făcut greșeala o tanti pe stradă, mm-hmm, să mă întrebe pe mine tot așa de o fostă. Și am întrebat-o, dar mai țineți minte cineva dezvirginat? M-a iubit? Și mi-a zis că-s nesimțit. De zic, eu sau tu? Eu sau tu? Că tu ai început. Vorbim despre relații din copilărie. Da, cine te-a dezvirginat, bre? Bă, am fost eu nesimțit? Bă, ea a început. Părmă, mi-am cerut tot eu scuze și am zis, poate așa ați înțeles. Da, ai dreptate, mulțumesc. N-ai, mă, cum? Uite, apropo de chestia asta, dar trebuie să mă prindă și într-o, că de multe ori mă întorc și plec, nu stau. Bă, dar m-a prins într-o... Eram în discuție și am explicat ea că am cântat, nu știu ce, piesă, îmi pasă. Da, acolo erau comentariile, erau full. Deci da, era încărcarea, da, de la Neața cu Răzvan și Dani. Bă, totuși înainte să apară clipul, le mai dai totuși dreptate în mediul online? Că le dai bloc. Bă, dacă îmi vin și spun în față, bă, să-și asume. Bă, dacă vii, poate sunt și eu cu copilul de mână. Da, poate sunt și eu cu soția, cu iubita. Poate sunt cu mama. Mm-hmm. Tu frești mie nervi. Păi nu e normal să ți-i frec și eu pe ai tăi? Adică așa mi se pare corect. Îți răspund cu aceeași monedă. Asta cu cineva dezvirginat e absolut... Da, mai țineți minte, doamnă? Soțul știe? Vreți să facem un material video despre asta? Să dezmințiți. Să spuneți că nu v-a plăcut. Îi dați numele. Că, bă, dar nu merită, mă, să mor eu, că trebuie să... Bă, trebuie să întorci puțin, mă, da, situația. Da. Multe ori mi-a spune, zic, bă, ce probleme am eu. Se plângă ăștia la televizor care au o grămadă de bani și noi care avem probleme adevărate. Nu toate problemele sunt mari. Păi, dar trebuie toate să... Toate problemele pentru omul respectiv au o anumită valoare. Ești în trafic și vezi pe unii de la
nu știu ce publicație, că-s paparazzi și te filmezi, nu? Da. E bine, nici nu-i greu să recunoști că acum au rămas 3-4 de toți. Da, și a apărut, era o perioadă în care eram urmărit, știam că sunt urmărit în perioada aia, că e de la sine înțeles, știi, când e un subiect în ăsta mai așa. Și i-am simțit că m-am băgat la un semafor și am trecut, l-am forțat un pic pe portocaliu și i-au trecut pe roșu după mine și m-am prins că n-aveau de ce să facă lucrul ăsta. Eu am trecut aproape legal. Am forțat-o puțin, dar de-al dracu fac asta, știi, când mă simt urmărit. Ca adică să vezi dacă da. Merg mai încet. Știi, regula că faci de două ori la dreapta, dacă faci și a treia oară după tine, e clar. Merg mai încet până când simt că s-a pus portocaliu. Și când s-a pus portocaliu, știu, ca să văd mai vine cineva sau nu mai vine. Nu e... Și când am simțit că sunt, i-am lăsat să vină paralel cu mine și am scos telefonul și am filmat. Voi de unde sunteți, mă? Aaa, nu ne filma. S-a mort tu, de ce de filme? Tu să mă filmezi pe mine? Cum adică? Nu. N-am mai apărut știre. N-am mai dacă ar fi, de exemplu... Bine, eu am pus pe Instastory la mine. Am zis, uitați-mă un cavaj, vreau. Cu numărul ăsta să vă feriți de intrafic. Și el așa închis ușa și așa. Deschide, frate, uși, deschide, mă, geamă. Asta că te urmăresc eu acum. Dar e un Caterinca, nu părăutate. E un Caterinca, știi? N-au reacționat bine, trebuia să deschide geamă. Să spune, dă-ne-mă și nouă declarație. Da, frate, zici tu cum te cheamă. Adică... Hai să facem cunoștință. Știi că de obicei inteligența te salvează din situații de astea. Când ești prost, ești prost. Nu prea mai. Când te ia la limit așa un pic. Complicat, da. E ca la răspunsurile alea contratimp. A, mă, că și alea până la urmă, da, ai dat-o în fasole. Dar te redresezi. Pui, te domnule, redresezi, da. Hai să vorbim. Dar la alea contratimp nu se mai oxigenează creierul, parcă ești dintr-o dată târmă, așa că sunt alea 3 secunde să spui, bă, stai că zic tâmpenie, știi? Da, da. Așa se întâmplă. Îți dai seama, s-a așteptat să pun eu o frână și să mă duc să-l filmez și să-l întreb eu pe el cum îl cheamă și de unde e. Și să-i dau numărul de la mașină și el știind că n-are voie să apară cu mașina aia. Că, da? Da. Bă, mă dă afară șeful, nu mă filmam. Că n-are bani șeful de altă mașină, de caflumaj, de asta ești nebun. Noi, de unde... Bine, eu am luat-o la Caterinca, adică nu, pe mine nu mă deranja. Eu sunt obișnuit cu fazele astea. Dar am dat o situație, adică oamenii, exact ca tanti aia de mă întreba pe mine și îmi punea mie, îmi făcea mie exact socoteala de ce am lansat, cum am lansat, pentru cine, când. Da, bre, că și mata. Și mata e cântat. Și mata ai fost îndrăgostită de altcineva. Te mai gândești la el sau? Bă, sincer, nu, că nu, soțul nu se supără, nu, că facem un material video. Și și-a dat seama. Bă, dar și-a dat seama. Deci tanti să mor și-a dat seama atunci că e în alt film. Inițial m-a făcut nesimțit și am zis, eu am început. Da, nu, păi aia e că știi că există oameni care poate să realizeze lucruri. Alții care mai puțin. Da, unii poate să realizeze. Ai vreo amintire de care ai vrea să uiți? Ai vreun moment pe care efectiv nu poți să-l uiți și tot vine în cap, deși ai vrea să-l scoți din memorie? Nu, mi-am scos din memorie. Adică pe mine nu mă bântuie amintirile. N-ai gânduri când te duci noaptea, da, de exemplu, să te culci, nu te gândești doar la nimic? Doar gânduri bune, mă gândesc la viitor și tot ce înseamnă constructiv. Okay. Nu stau să am remușcări și de-alea, mamă, ce am făcut, dar ce prost am fost. Nu, din fiecare lecție am învățat ceva. Eu dacă nu aș fi făcut anumite greșeli și dacă nu aș fi fost pus în fața anumitor situații de-a lungul anilor și dacă nu aș fi avut niște dezamăgiri și dacă nu aș fi fost trădat de niște anumite persoane, că-s bărbați, că-s femei, că în viața asta, n-aș fi fost acest om de azi. Aș fi fost ăla de acum 20-23 de ani, care încă mai credea. Nu înseamnă că nu mai cred. Fiecare are șansa lui și în fața mea, adică acord cumva fiecărui om cumva credit. Dar logic că devii mult mai experimentat, mult mai atent. Peste 10 ani o să mă consider azi un idiot. Nu-i normal. Adică dacă mă uit la mine cum eram acum 15 ani, spun, bă, mamă, cu toate că mă felicit în multe situații, am fost șmecher de multe ori. Dar au fost și situații când am fost dus de val. Cum ar fi? Cum ar fi să cred în anumiți prieteni și să pot să mă deschid atât de tare în fața lor încât să-i las să devin eu vulnerabil. Ok. Știi? Și să nu-mi dau seama când unii nu fac altceva decât să urmărească secațele pe imaginea, relațiile, prietenii și să intre în anumite cercuri prin mine ca după aia să
se întoarcă cumva, fără să aibă tupeu să-mi spună ceva în față, dar mi-ar fi dat în capul la spate. Adică în situații de astea. De femei nu mai vorbesc, că numai de bine, de seama. De ce te-a deranjat și ce te-a dezamăgit mai tare? O relație de dragoste sau pierderea unui prieten? Prietenii, pentru că bă, nu te aștezi, mă, de la... Și pe nimic. Pe nimic. Adică am avut niște flăcăi din ăștia în jurul meu care, nu știu, frate, cum i-am găsit. Că n-au fost mulți așa, că majoritatea sunt super ok și au rămas prietenii mei de acum 30 de ani, 20 de ani, 15 ani și am aceiași prieteni. Dar merg pe premiza că prieteniile din copilărie sunt tare sincere și mișto și mai bine te vezi o dată pe an sau de două ori pe an și rămâi la fel de prieten decât să stai zi de zi și să îți știe viața și secretele cineva și să ai o dezamăgire de genul ăsta. Că am avut vreo doi ăștia în jurul meu, dar mamă, doamne, nu-i halez nici cu lămâie când îi văd. Și nu înțeleg unde era locul lor lângă mine, că nu facem parte din aceeași lume, dar se lipeau, erau de ăștia, detrăgeau efectiv, cerșeau prietenia și te umpleau de laudă și de respect și ei de fapt aveau altceva în cap. Da, cred că astea sunt momentele cele mai dureroase, de fapt, pentru că de la o relație de dragoste, momentul în care o începi, te aștepți ca la un moment dat să se termine. Dar momentul în care se poate termina, adică de cele mai multe ori pornești cu premiza asta, dar în momentul în care o prietenie începe... N-am avut în viața mea nicio relație cu o femeie și să nu-mi doresc să rămân cu ea, adică cu toate de care m-am îndrăgostit și cu care am fost, mi-am dorit să fiu cu ele, dar întotdeauna am știut că la un moment dat se poate termina. Putea fi chiar din vina mea, adică nu neapărat din vina lor. Dar niciodată când începe o prietenie cu un om sau când simți un om aproape, un tovarăș, nu te gândești, zic, bă, ăsta la un moment dat o să mă tradeze, nu pentru sunt că, obișnuit. Pentru că eu n-am mai avut dezamăgirile astea de la prieteni când eram puștan, copil. Eu pe ăștia, pe elementele astea negative, i-am cunoscut după ce am devenit Pepe. Și ei s-au lipit de mine că-s Pepe, știi? Și că vreau și ei să... Deci erau prieteni lui Pepe, nu lui Ionuț. Ăia de, mă, ziceam mie pe pizza când era mică, ăia sunt mișto. Ăia sunt mișto, vor să rămână mișto toată viața. Și foarte mulți pe care am cunoscut ieri sunt mișto. Oameni chiar mișto. De unde numele Pepe? Pe pizza îmi spuneau când eram copil, fratele meu care e cu 2 ani jumate mai mare, în loc să-mi zică că-s bebe mic, mi-a zis că-s Pepe sau pe pizza. Și mi-a rămas așa, cumva, știi? Dar ăștia au vrut să se infiltreze așa doar de dragul de... De ăștia, mă, mondeni, știi? Devin ei mondeni, ei nu-s nimic. Ei nu-s nimic. Până când vor să-ți ia și nevasta, vor să-ți ia și afacerea, vor să-ți ia și intrările, să se ducă, să vorbești tu pentru ei, să-i bază, să-și facă publicitate prin tine ca să-ți dea în cap, că ceva n-au în cap. Deci sunt, am avut ăștia, doi, s-au dus, poate să întâlnesc între ei. Dacă ai putea să te întorci acum în timp și să schimbi ceva, ai face-o și dacă da, ce ai schimba? N-aș mai face cunoștință cu ei, atât. Deci cu oamenii ăștia. Ăștia, okay. Clar că le-am dat. Dar nu, e bine că i-am cunoscut. Dar cum i-ai cunoscut? Dă-i, mă, nici mai poate să cunoscut. O lecție pentru viitor. S-au băgat în seamă, mă. Simplu. Le dau prea multă importanță. Din punctul meu de vedere, au fost și ei un câștig în experiența mea, că știu pe viitor ce am de făcut. Asta e, cred că e cel mai mare câștig și cred că din absolut orice experiență învățăm. Și știi cum se spune, e bine ca deșteptul să învețe din greșelile altuia. N-aș fi putut să fiu același dacă nu... Îmi pare rău că nu i-am bătut. Asta da. Da, cred că aș fi suferit tot eu că nu puteam să-i bat încet, îi băteam foarte tare și era... ei nu sufereau că ei se sufocau repede și am zis mai bine. Dar îmi pare rău, adică cumva și-ar fi meritat-o, știi? Unul și altul, rău. Da, asta zic, cred că din toate lucrurile astea care se întâmplă și care ni se întâmplă, cred că e cel mai important să tragem concluzii. În momentul în care auzim din poveștile altora, cred că e foarte dacă bine îmi pare să rău învățăm. De o situație, îmi pare rău că nu i-am lăsat pe alții să-i bată și i-am apărat.
că oamenii din jurul meu i-au citit de mult. Cine-s dreanța asta, mă, că ți-l iau? Băi, fratele meu, trebuia să-i las, mă, mâncați-și. Asta mor, știi, la mine, că m-am băgat eu și le-am dat valoare. Când nu trebuia, că i-au greșit față de mulți. Dar tu ești un om foarte sufletist și cred că de asta pățești chestia asta. Trebuia să-i las eu și să... Cine? Nu-l cunosc. Că eu nu făceam rău, eu doar spuneam că nu-i cu mine. Mm-hmm. Dar vezi că... Nu. Da, dar e gândirea aia, dacă poți face un bine, de ce să nu-l faci? Acum, că n-ai cum să faci asta, n-aș putea. Nu. Asta e că nici măcar, știi, nici nu sună credibil din partea ta, deși ai putea și ai avea forța necesară să faci lucruri rele. E incredibil. Nu, din punctul meu de vedere, cea mai tare arma mea este indiferența totală. Uh-huh. Și exclusul total din cercurile mele, sta vreodată să respirăm același aer. N-ai cum. Și atunci e umilința supremă, din punctul meu de vedere, pentru ei. Atât. În rest. Cred că asta, de fapt, e și soluția cea mai bună de a te feri de probleme în genere și de a sta departe de tot ceea ce poate să-ți dea energie negativă. Da, frate, nu, dar nu stau să mă, ce facem acum, ce suntem în filme cu Rambo? Nu. nu mai stăm la aceeași masă, nu mai la revedere. Bun. Ce, avem prieteni comuni? Da. E ziua ta, da. Dacă vine ăla, nu vin. Atunci nu-l invit. Simplu. Și atunci umilința e că nu mai intră pe unde stiu. Simplu. Da, cred că asta e cel mai... E cel mai bine. Cel mai important. Adică nu mă obliga să îl mai halesc, că nu mai halesc. Și gata. Simplu. Cred că e una dintre cele mai faine discuții pe care le-am avut de când am început proiectul ăsta cu podcastul. Una dintre cele mai sincere. Nu și cred că și oamenii care s-au uitat și care au ajuns până aici, cred că au avut ocazia să vadă niște și să audă niște povești care... Niște situații extrem de... Reale, dar cred că sunt foarte concludente. Foarte sincere și crede-mă pe cuvântul meu că oricât mi-ar fi spus tată, vezi, cine încearcă să te trădezi odată, va încerca și a doua, și a treia, și a patra oară, că dacă e în sângele lui să te vrea să te fure, te va fura până la urmă și îl prinzi. Elimină oamenii ăștia din jurul tău, nu mai sta cu ei și nu face și nu... Te învață un părinte, îți explică că îi vede, mă, îi vede un părinte, că de asta, știi? De-aia e părinte. Nu crezi când te spune prima așa. Până nu le trăiești pe pielea ta, nu le crezi. Păi știi că vorba aia cu care o ziceam și mai devreme, cu deșteptul învață din greșelile altuia, prostul nici dintre ale lui. Da, corect. E greu să înveți din greșelile altuia. Da. Majoritatea învățăm din ale noastre, dar cred că cel mai important e momentul în care oamenii care, de exemplu, se uită la discuția asta, rezonează cu ceea ce tu ai povestit și își dau seama că, bă, uite că nu mai am greșit așa. A greșit și Pepe. Da, și uite, el s-a reinventat. Am ajuns să a ajuns tot mai bun și tot mai bun. Să fac asocieri cu genul, pentru că genul ăsta de persoane, ca să învețe oamenii ceva din chestia asta, poate li se întâmplă și lor. Sunt genul ăla de persoane care, indiferent de petrecere, dacă se simțeau bine sau nu, vreau să fac o poză cu tine, să o postez. Mm-hmm. Și să mai cheme încă 5 persoane, dacă se poate, toți persoane publice. Poate agață și ei ceva dacă fac o poză cu tine, știi? Idios de aia de... Asta se întâmplă constant cu ăștia. Până când... Până nu mă mai poza atâta că n-am... Nu vreau, știi? N-am... Uite, nu m-am bărbirit. N-am față. Am făcut și noi o poză. Știi? Și noi ne distrăm. Băi, au construit în permanență și au construit niște pârghii. Pe mine asta mă omoară, știi? Cum s-au folosit și cum se foloseau așa și cum doreau ei. Mhm. E disperarea aia și genul ăsta de om există de când lumea și cred că va exista întotdeauna. Da, e o tipologie de... Pepe, îți mulțumesc foarte mult pentru seara asta. Cred că e unul dintre episoadele pe care o să le pun la suflet foarte repede. Dar și eu îți mulțumesc că ai venit la mine și m-am bucurat tare mult, că uite, ne-am cunoscut mai bine. Oricând voi reveni și oricând, în orice sezon, mi-aș dori să repetăm episodul facem din seara și, asta. Facem și mai mare, facem și bar online cu mai multă lume. Asta ar fi frumos, da. Ne distrăm. Da. Oameni buni, dacă ați ajuns până aici, vă mulțumim mult de tot. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și bineînțeles să distribuiți acest podcast dacă v-a plăcut, să-l vadă și prietenii voștri. Iar dacă nu v-a plăcut,
avem o regulă nouă, distribuiți-l dușmanilor. Mamă, mie, de exemplu, ți-aș da două adrese de e-mail, de Instagram, să le dai tag ăsta, dai facem celebri, mă. Se știu ei. Mie și lui Pepe, de exemplu, ne-a plăcut foarte mult vinul de la Domeniile Davidescu, foarte acest bun soi de rară neagră Saperavi, și cum ne dăm seama că ne-a plăcut e că l-am terminat, da, adică e sticla goală, dar niciun fel de problemă, pentru că mai avem una plină pe care Pepe ți-o dau la pachet. Mi-o dai la pachet? La da, munte și să te bucuri de ea. Mulțumesc. E numai bună de servit în perioada asta, păi mai da, rece. Astăzi după tine, după ce ieșim acum din filmare, plec și eu o zi, mă relaxez. Uite, e bine că postăm chestia asta după ce te întorci, pentru că nu o să știe nimeni că ai plecat, o să știe doar că ai fost deja și gata, sănătate. N-avem ce să ascundem. Merge vinul ăsta cu muntele. Merge și cu... și cu șemineul. Da, și cu șemineul, și cu frigul, și cu paste, și cu tot ce trebuie. Cu carne roșie, cu vânat, dacă te duci la Poiana Brașov, că e restaurant foarte bun. Plec cu iepurașul după mine. Sincer, ce să fac? Wow, mamă, cât e de mișto un om sincer. Asta e cel mai tare. Că e întuneric acum, decât să iau ceva, să aibă păduchi, mai e bine. Îmi cer scuze, oameni. Dacă te duci în Poiana, ai restaurant cu vânat bun și merge să-l asezonezi. Vă mulțumim mult, oameni buni, că v-ați uitat la noi. Nu uitați de tot ce trebuie, cu like, cu comentariu. Dați-ne sugestiile voastre în comentarii de invitați în continuare pe care îți doresc să-i vedeți în sezonul acesta de podcast Vin de-o poveste. Dacă nu vom reuși să-i aducem sezonul ăsta, pentru că deja noi tragem cu mult în avans, cu siguranță vom reuși sezonul următor, care începe imediat după sărbători. Așadar, dați-ne acolo toate comentariile și toate sugestiile voastre. În aceeași ordine de idei, lăsați-ne acolo orice gând pe care îl aveți voi, spuneți-ne dacă vă place cum am făcut aici, frumos, l-ați văzut pe Batman, v-am promis în episodul 1 că îl băgam pe Batman, l-am băgat. Avem și ghirlande, de la suntem pregătiți pentru podcastul de Crăciun cu Fuego. Acum a băgat nenciune roșu pe dinăuntru, dacă vă arăt inginerie, chestii, n-am filmat ca să vă arăt, dar vă puteți crede pe cuvânt, edita mai chestiunea, o să vă povestim pe parcurs. Sper că ați apreciat efortul și bineînțeles nu uitați să-l urmăriți pe Pepe pe toate canalele lui de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ai Pepe? Că acolo băi, nu... cicam, eu nu intru pe el. Și pe TikTok, el nu intră pe el, dar important nici e să intrați voi. Trebuia să intre Daniel, nu intru pe el, dar dacă intrați voi e bine. Urmăriți-l și bucurați-vă de el, bucurați-vă de concert online, de bar online, pentru că a rămas una dintre puținele bucurii pe care noi le mai avem în această perioadă. E destul de complicată, dar o simplificăm noi. Corect. Pepe, îți mulțumesc din tot sufletul pentru drag, seara asta. Îmi iau milionul de euro și am plecat. Să nu cumva să-l uiți. Și abia aștept să ne revedem. Cu mare drag. În încheiere, ca să cheam tot așa artistic, ia fi atent aici. Eu am așa, cu clopoțel și scrie pe el ceva. Ting, 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 nu pot să zic. Ring for sex. Aia era. Noapte bună.